garanțiile de exercitare a profesiei de avocat, care erau prevăzute la alineatul 2, articolul 52, cu asta am început protestul. La momentul de față, noi am solicitat ca proiectul, deci inițial am solicitat ca proiectul numărul 245 să fie examinat aparte de acel amendament, că excluderea acelor garanții venea ca un amendament la proiectul de bază. Și după mine, chiar contravine articolul 65 și 59 din legea 797 cu privire la regulament, aprobarea regulamentului Parlamentului, pentru că el vine conceptual altfel. Deci nu se referă la acele norme pentru care au fost făcut acel proiect de modificare a legii privind la avocatură. Modificările la lege, domnule Popescu, au fost cumva acceptate, legea a fost promulgată de către doamna, deci, Sandu astăzi. Noi am declarat că deja suntem în fața unui fapt împlinit. Da, noi am solicitat ca acest amendament să fie retras și să-l examinăm și să-l aprobăm în pachet cu alte legi, cum este legea privind la codul de procedură penală, deci alte categorii de legi care sunt aferente exercitării profesiei de avocat, și atunci în primul rând urma acel amendament să fie discutat cu avocații, pentru că avocații sunt cei care vin cu propuneri judicioase și care cunosc bine acest domeniu, și eu sigur că avocații nu veneau cu pretenții, dar veneau să ajute ca să avem o normă calitativă. Și la momentul de față, având în vedere că suntem în fața unui fapt împlinit, până la urmă, problemele care noi le-am ridicat și la Comisia Juridică, având în vedere că nu s-a atras atenția la faptul despre cine este vorba când au fost introduse exceptarea arestării și reținerii prin introducerea excepției cu privire la infracțiunile de corupție. Ulterior s-a concretizat că este vorba despre cu excepția infracțiunilor de corupție de care este suspectat avocatul. Domnule Popescu, haideți să precizăm. O secundă, doar și ce ține de percheziții. La momentul de față tot am ridicat acele probleme, deci noi am punctat că nu s-a făcut asta, nu s-a tras atenția la asta. Într-un final să avem votată o normă care pare sau într-un fel s-au luat în considerație observațiile care de fapt urmau să fie discutate cu avocații, și într-un fel în așa mod s-a tratat problema că este o normă de o formulă sau un text de compromis. Da. Trecem la dialog. Eu vă rog foarte frumos. Domnule Diacov, dumneavoastră că a fost procuror, vedeți necesare aceste avantaje, să le numim așa, pentru avocați, în contextul în care procurorii, judecătorii nu beneficiază, am văzut declarații. Nu se avantajă, îți garanții. Garanții. Omul, da. Omul spus. Eu numai vreau așa un fel, o observație. Noi vorbim, după cât am înțeles, pentru oameni care în sat, în oraș, trăiesc acasă. Înțeleagă și vorbim noi așa. Hai să vorbim mai popular. Eu l-aș ruga pe domnul Popescu, îi les să vorbească el mai mult. Am de început. Înțelegeți? Noi trăim într-o țară unde procurorul general cu buldozerul a fost calcat și tăvălit și dat afară. Unde oameni se rețin zilnic fără niciun temei. Ilegal. Unde se rețin la pachet, cu pacică, cum zic așa. Și, da, trebuie și tăți prin avocați. Iată, doamna Stamati a spus că, iacă, avem exemplu concret. Iacă, o avocată a luat 10.000 de euro mită. Și, domnule Diacov, haideți să revenim la subiectul pe care îl abordăm. Dumneavoastră, în calitate de procuror, considerați că avocații au nevoie de aceste garanții sau nu? O să trecem și la domnul Stoianoglu, discutăm astăzi neapărat. Nu, după eu despre asta și vorbesc. Chestia între așa că dacă la general, cum mă întreb mă ta, eu unde eu știu, pentru așa că scoatem toate garanțiile și de la deputați, și de la președinte, și de la fel de miniștri, și de la procurori. Procurorii tot le-au jurit de judecători și, desigur, și pentru advocați. Ei nu știu să oameni civili. De ce să le scoate? Dar pentru ce trebuie? Dacă ei sunt oameni cinstiți, cui trebuie unui om cinstit? Dacă doamna Stamati s-a exprimat, că știm noi cine stă în spate. Stau procurori și judecători corupți. Domnul Popescu, așa care au venit din procuratură, au fost la meeting ceva? La voi? Nu. Nu. Nu au fost. Fiindcă nu le trebuie lor.
oameni care fac ceva, dar nu-i trebuie lui garanță. El a făcut-o și știe el cum o face. Avocații care au fost doar cei cinstiți. Oameni onești, da. De frică. Ei când văd ce se întâmplă, îți vede mâine pe mâine, ea că a venit, te-a luat, a venit, te-a luat, cu mascați. Deci este argumentat protestul avocaților. Desigur că da. Desigur că da. Da, taman, haideți să-l implicăm și domnul Grădinaru. Să termin frază. Taman exemplu ăsta care l-a dat doamna Stamati, cu avocata aceea, când dumneavoastră l-a făcut, eu când l-am citit în presă, eu tot zic, da, uite voi, uite ce fac advocații ăștia. Când pe urmă am aflat, s-a dovedit că cazul ăsta a fost, când? Și eu nu știu de ce cineva a dat la cel care trebuie să transmită mită, a dat-o sub înscriere, însemnat și banii și el. Dar el trebuie să o prindă atunci în flagrant, trebuie, nu trebuie să ducă la Popescu, la, acolo la avocat. Îi trebuie să o prindă. De ce nu a făcut? Desigur că sunt dubii. Și iată, ia ca cazul ăsta, invers, impune necesitatea de a păstra garanțiile. Am înțeles. Domnule Grădinaru, am văzut comentarii, în special pe online. Actuala guvernare are suficiente bătăi de cap cu ceea ce se întâmplă cu prețul la gaze, cu anumite prețuri în general care se majorează în Republica Moldova din vari motive și plus și-a mai pus pe cap și avocații această nemulțumire. În ce măsură ați... Deci e o greșeală asta, tot ceea ce s-a întâmplat și faptul că s-a ajuns și se discută atât de mult în spațiul public despre această cumva scăpare. Pentru că până la urmă noi vedem că în varianta finală a fost modificată legea un pic. Și o să fac trimiterea cu șlaia. Nu este nici povară și nu este nici greșeală. Și ca să fie clar contextul, o să vă explic. Deci mesajul care noi clar am venit în campanie era faptul că ne asumăm o profundă reformă a justiției. Și am început acest lucru cu sistemul procuraturii și a justiției. Ați văzut probabil, deja a fost și votată în prima lectură legea privind prevetingul, după care merge și evaluarea celorlalți judecători și procurori și așa mai departe. Este clar că acest mesaj și această lege aprobată a dat un semnal procurorilor și judecătorilor care astăzi sunt în sistem. O parte din ei care au, probabil că întrebări dacă vor trece acest vetting sau pre-vetting, au început a pleca din sistem. Unii din ei au plecat în diasporă, alții au plecat la pensie, alții încearcă să se regăsească în sistemul de avocatură. Probabil că ați văzut, sunt mai mulți cereri acum în așteptare, dar și nu toți sunt din acest sistem, dar o parte din ei încearcă să se regăsească acolo. Desigur că nu putem vorbi la general despre toți, dar cel puțin la mine, cel puțin 5 persoane din acea listă trezesc mari bănuieli referitor la integritatea lor, dar nu este treaba mea să evaluez integritatea lor, dar este de responsabilitatea noastră ca să facem reforma până la capăt. Spuneam, am început cu reforma justiției și respectiv era vădit că acest lucru se va răsprânge asupra sistemului avocaturii și noi nu credem că trebuie să ne oprim aici, dar trebuie inclusiv să mergem cu reforma, inclusiv și pe celelalte profesii, altele decât procurori și judecători. Și când vorbim despre breasla avocaților, trebuie să avem exact aceeași abordare. Unu, să avem o creștere calitativă a serviciilor prestate de avocați și doi, să excludem orice element de corupție, inclusiv și din acest sistem. Nimeni astăzi nu poate să spună că sistemul avocaților sau breasla avocaților este 100% perfect, corect, legală, nimeni nu se ocupă cu acte de corupție și așa mai departe. Perfect 100%, sigur că Popescu poate să confirme. Dar, eu vreau să fie clar, dialog în momentul în care simțiți nevoie să spuneți ceva, domnule Popescu, interveniți. Dar ca să fie clar esența, păi asta și am încercat să spun. Deci, primul pas, care corect a spus domnul Popescu, că cel puțin de 10 ani se vorbește, era faptul că și alți colegi de-ai dumnealui au spus și în alte platouri, că nu ar trebui să fie sistemul avocaturii o groapă de gunoi unde se duc toți cei care nu se regăsesc în alte sisteme. Da? Deci nu ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie o breaslă cu un respect deosebit, unde oameni să vină integri, corect și care vor într-adevăr să muncească corect. Unu, de asta am și exclus, am și făcut această modificare la articolul 10 și la celelalte conexii 20 și 21, astfel încât ca toți cei care vor să acceadă în funcția de avocat să susțină acel examen de competență. Da? Bine, asta, deci doi, nu spune că doi a fost ceva rău, haideți, dar haideți ce a provocat discuții. Foarte corect. Acum noi ne asigurăm că intră oameni corecți. Doi, trebuie să ne asigurăm că cei care sunt acolo sunt corecți și integri. Pentru că, corect s-a spus mai devreme,
Și referitor la judecători, este prevederea că ei pot fi cercetați atunci când este vorba despre acte de corupție, fără a le se ridica imunitatea. Același lucru l-am manifestat și noi deputații. Noi am solicitat Curtea Supremă de Justiție să se expună și foarte curând sper că va intra în Parlament această lege și vom renunța și noi la imunitate exact pentru aceleași acte de corupție. Și noi credem că pentru în fața la asemenea acte nu trebuie să aibă nimeni nici garanții și nici imunitate. Și aceasta se referă inclusiv și la colegii din avocatură. Acum, haideți să ne uităm și în lume ce se întâmplă. Pentru că nicăieri în Europa nu găsește asemenea garanții, nicăieri nu găsește, doar noi le avem. Și ele au fost la noi incluse când? În anul 2021. Când a fost inclus domnul Popescu? Nu, vorbim de 52.2. Vorbim despre garanția 52.2, despre alinea 2 a articolului 52. A fost, deci acolo era prevăzut că nu poate fi reținut, arestat, dus silit sau perchiziționat fără acordul prealabil al Consiliului Avocaților. A indicat cu excepție în fracțiunile flagrante. Da, așa. Doar o singură excepție. Dar nu și a actelor de corupție. Acum, eu de ce vă spuneam ca să ne aducem aminte cum a fost introdusă această prevedere în lege, pentru că la fel a fost introdusă ca și actualul amendament, tot prin amendament a fost inclus. Vă amintiți? Și doamna... Da, voi jumătate de an în urmă ați votat Brexit și voi mai jucați de Parlamentul. Nu este vorba că a fost introdus. Întrebarea este următoarea. Deci noi am venit la guvernare și am spus clar, în fața corupției nu stă nimeni. Deci nu este păzit nimeni, n-are nimeni imunitate, n-are nimeni garanții în fața corupției. Ai săvârșit o acțiune care este suspectă de corupție activă-pasivă sau trafic de influență, să fii bun și să răspunzi. Nu ai imunitate. Și am luat întâi exemplu cu noi, după care solicităm și la alții să aibă aceeași abordare. Da? Și desigur că acum fiind în situația asta, am și oferit anumite garanții suplimentare despre care domnul Popescu a menționat mai devreme și asta era și corect, pentru că noi am avut un dialog continuu în această perioadă. Și eu sunt foarte bucuros că am reușit să găsim un compromis astfel încât să, pe de o parte, să asigurăm o independență, o garanție, hai să spunem, a desfășurării activității de avocat, iar pe de altă parte să nu lezăm și interesul principal al statului, lupta cu corupția. Să fim sinceri. Nu am mai găsit niciun fel de compromis. Cine a votat atunci? Haideți să explicăm. Cine a votat? Toți au votat. Acum întrebare, ce s-a schimbat? Eu mă întorc la întrebarea dumitare către dumneavoastră. Deși amu. Desigur că eu ales avocață ca să am slabă zvenă. În acest sistem. Să fac eu leac de gălăgie. Cei mai vulnerabili. Desigur, și ortașia și gata. Lor le trebuie tamă gălăgie asta, că prețul la gaz am ieșit și să vorbească la mine. Lasă că avocații ăștia să ducă... Pe bune, dumneavoastră credeți că s-a făcut pentru ca să distragă atenția? Eu, ia ca cu domnul președinte, stai la că explic, dă să te plec eu. Haideți. V-ați liniștit voi, eu vă spun. Nu mai vedeți voi nică. Noi nu ne-am liniștit, domnule Deacu. Noi nu ne-am liniștit. Eu te liniștesc, dar... Noi nu ne-am liniștit, noi avem de lucrat și de muncit. Avem până pe data de 15 februarie să formăm grupurile de lucru, până pe 30 aprilie să modificăm codul de procedură penală și alte legi. Dar guvernarea, în ce măsură ține cont de aceste recomandări? Păi noi... Vedeți explicația care este. Deci, înțeleg că atunci unanim toți au votat, acum vedem că... Asta e altă întrebare. Noi tot n-am înțeles. Noi nu știm ce să facem în culise. Dar ce se întâmplă? Eu cred că colegii din avocatură cunosc foarte bine. Atunci când dumneavoastră ați ieșit în conferință de presă cu domnul Lebedinski și cu domnul Vasile Bolea, cred că ei v-au spus cum a fost votată această lege. Cum a fost? A fost o lege de compromis. Eu n-am fost atunci deputat, dar din ce-i cunosc eu, a fost o lege de compromis. Pentru că dacă era o lege votată jet-be-jet... O lege de compromis între cine? Între toate partidele care au votat atunci. Păi, și eu am întrebat atunci noi avocații ce avem cu compromisul partidelor. Nu, întrebarea era... Suntem apolitici, nu avem sigur. Nu știam acest context și acea conjunctură. Cred că dumneavoastră știați. Dacă nu știați, atunci trebuia să vă puneți simplu întrebarea. Despre articolul 10 ați spus singur, de 10 ani se vorbește. Da. Și era foarte pertinent să fie introdus exact atunci. Întrebarea este de ce nimeni nu a avut atunci curajul să-l introducă? Ce? Articolul 10? Articolul 10, da, să-l modificăm. Adică încă n-am avut curajul. Noi, da, noi este am avut și examenul de competență. Cu colegii noștri avocați care erau și atunci deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Și atunci când se introduce o normă care instituie niște garanții, pentru că garanțiile, încă o dată repet, astea nu sunt imunități, nu sunt garanțiile anume avocaților și nu sunt garanțiile împotriva infracțiunii de corupție, dar sunt garanțiile împotriva abuzurilor. Iată despre ce este vorba. Și dacă s-a introdus o normă, noi chiar am rămas surprinși, plăcut că unanim
atunci s-a ajuns la așa o, la așa o tratare. Domnul Grădinaru spune că a fost un compromis atunci. Domnul Grădinaru n-a fost atunci în Parlament. Și dumnealui afirmă astăzi, dar vreau să vă spun un lucru. Deci noi am mers personal când vroiam să, când îi rugam pe deputat să fie aprobată acea lege, membrii Consiliului au mers la toate fracțiunile politice în Parlament. Și să discutăm că ce-i bine, ce-i rău. Noi vrem ca această lege, ca modificări la lege să fie adoptate, că erau mai multe probleme. Era cu votul electronic, noi eram blocați în pandemie. Nu putem organiza adunări generale, nu putem organiza congrese. Erau expirate termeni la diferite funcții de conducere. Noi nu ne putem organiza. Deci mai multe probleme erau. Și atunci noi chiar mergeam și îi rugam pe colegii noștri în Parlament, toate fracțiunile. Pe noi nu ne interesează culoarea politică. Pe noi ne interesează să ne atingem un obiectiv. Acum vreau să spun, și vă rog pe noastră ca jurnalist, studiați atent stenograma de atunci, acelei ședințe. Nimeni nu a obiectat, pentru că eu am deschis Parlamentul, m-a uitat, cine a luat cuvântul, cine a spus. N-am găsit nici în stenogramă o obiecție, nici de la un partid. Și chiar am rămas, și eu ca avocat am rămas chiar mândru că, uite, guvernarea, indiferent de ce, în ce construcție era atunci, dar a înțeles că, într-adevăr, avocații au nevoie de garanții în exercitarea propriei. Și vreau să spun că acele garanții au venit în contextul multor evenimente și multor probleme care au avut avocații anterior. Avocații urmăriți, arestați în absența lor, au avocați care au fost nevoiți să plece peste hotare și azi mai sunt avocați care se află în afara țării. Erau urmăriți pentru că apără persoane incomozi guvernării. Astăzi vă spun un lucru. Pe dosarul Stoianoglu, avocații sunt filați. La ziua de azi, în vremuri bune. De cine? De unde știți? Eu discut cu avocații care apără pe domnul Stoianoglu. Nu mă interesează pe cine apără ei. Mă interesează atitudine față de avocat și față de exercitarea onestă de către avocația profesie. Ce instituție, probe, cineva poate să prezinte? Pentru că sunt eu am să-l rog pe avocatul acela, s-a adresat de 5 ori să fie pornit dosar penal și are vreo 5 ordonanțe de refuz pentru filare ilegală. Și doar pe 2 plângeri, din câte am înțeles, judecătorii de instrucție au întors înapoi la urmărire penală. Asta se întâmplă azi. Dar admiteți că n-a argumentat suficient de bine pentru că nu are probe. Dacă eu mâine mă duc și-l apăr pe Stoianoglu, eu, deci credeți-mă că mâini stau la mine la poartă sau la scară, la bloc, stă mașina, avocatul îmi povestește cum stă colegul nostru, cum se plimbă cu copilul în parc, este filmat, impardonabil. Dar credeți că asta se întâmplă la comanda actualei guvernări? Eu n-am zis că se întâmplă la comanda actualei guvernări. De garanții. Noi nu știm. Haideți să clarificăm de ce se întâmplă asta. Dar nu, filajul mi se pare. Deci nu cred că este așa lucru. Ori dumneavoastră cred că ați văzut foarte clar, începând cu președinție, parlament, ministrul justiției și eu personal și de la tribuna parlamentului inclusiv. Țineți minte, am spus direct și clar procurorul general. Nimeni nu poate fi mai presus decât legea și orice acțiune procesual penală trebuie să fie strict în corespundere cu legea. Ori altfel, ei se vor trezi pe banca acuzaților. De ce eu vă rog, fața telespectatorilor, îl rog pe colegul meu avocat și nu numai unul, să venim personal la dumneavoastră în Parlament, să vă depunem o plângere ca să interveniți, să vă dea detalii, să vedeți ce se întâmplă. Nu vreau să critic pe nimeni. Noi înțelegem despre ce e vorba. Sigur că avem nevoie de garanții. Nu stați să plâmbi, mi se pare extrem de grav, domnule Diaco. Doar o secundă, vreau să mai spun. Dar cum se face? Eu îți explic, de să vorbesc. Îți vorbăreți, advocați. Ok, ok. Domnul Popescu, deci eu vreau să ne întoarcem înapoi la garanții, pentru că să vorbeați pe garanții. Nimeni, inclusiv noi, nu am spus că vrem total să excludem aceste garanții. Pai din contra, au fost... Amendamentul era total. Discutat, inițial era o variantă. Am găsit o variantă de compromis prin care am spus, ok, garanțiile se păstrează, ba chiar am mai adăugat și alte garanții, dacă vă aduceți aminte, da? Deci, noi am fost doar împotriva garanției în fața infracțiunilor de corupție. Tot. Celelalte garanții au fost păstrate. Noi am exclus doar garanțiile pentru corupție. Tot. Așa cum privind articolul 123 din Codul Penal în redacția de astăzi și articolul 324, când vorbim despre corupere pasivă, avocatul poate fi subiect a infracțiunii?
dacă să luăm nemijlocit în legătură cu desfășurarea activității... Pentru că aici sunt alte perspective care stau, sunt sub semnul... Nu, haideți să explicați într-un limbaj accesibil pentru cei care ne urmăresc. Bă, eu asta și vreau. Deci nu poate fi. Vreau să-mi spun avocatul. El poate fi, doar că nu neapărat ca și subiect principal. Și domnul deputat aici în studiu, și șefii lui mei mari, nu mai dau nume, cam așa mă... Asta și repetă, că... Noi trebuie să lichidăm granțele astea, că să lichidăm corupția. Oameni buni, voi începeți de la coadă. Și ea că eu câte ori, eu am fost la doamna Stamate, am fost o oră jumătate, urmă am mai fost, la Litvinenco, am fost... Nu, nu vreți să ascultați, bre, nu vreți, nu știți și nu explicați. Și ea că explic că nu trebuie de anulat garanțiile, dar întâi trebuie de... pus stăvilă la corupție, la abuzuri. Și pe urmă de anulat asta. Tăi întâi anulează și adu oamenii în tvarea că omul spune că avocată vine la mine și se jeluie, că, că noaptea, femeie, copil, nu poate să-l duc la grădiniță. Îmblă din urma lor, înțelegi? Tu de ce îi scoate garanțele? Noi haideți să operăm, dar suntem oameni care cunoaștem sistemul de drept. Putem deputat, să domn operăm domn cu eu eram procurorul capitalei. Eu eram procurorul capitalei. Și eu am plecat din procuratură și peste 2 ani am aflat că soția mea 2 ani a fost sub anchetă. La procuratură a fost. Păi dar stați, că noi vorbim acum de altă guvernare, alt context. Deci, domnul Deacov, dumneavoastră probabil că n-ați auzit despre legislația care am pregătit-o noi pentru curățarea sistemului procuraturii și a justiției. Păi exact noi procurorii și judecătorii. Și doamna Stamate asta încerca și să vă explice. Unu, am început curățarea sistemului procuraturii și judecătorilor. Pentru că scopul nostru nu este de a... Dați-mi voi să spun până la urmă. Ați curățit de Stoianoglu și l-ați adus pe Morar. Dar voi știți cine Morar? Un pic altceva, domnule Deacov. Haideți, dați-mi voi să mă exprim până la capăt. Deci încercam să vă explic. Am început curățarea sistemului judecătoresc și al procuraturii, pentru că scopul nostru era și inclusiv avocaților, nu de a crește ziduri între procurori și avocați, dar era ca să curățăm sistemul procuraturii, ca să nu se înceapă abuzurile astea care au fost până acum, pentru a le exclude sau a minimiza efectul lor. Și doi, spuneam, aceste garanții au fost asigurate, doar cu excepția cele de corupție. Pentru că dumneavoastră știți probabil că cei care, dacă noi până solicităm acordul Consiliului Uniunii Avocaților, până nu știu ce, el a plecat în diasporă și noi nu mai putem trage pe nimeni la răspundere. Dar știm noi am, asigurat toate... Să ieșim într-o pauză de publicitate. Păstrați acest gând și tot după pauza de publicitate, doamnelor și domnilor, aflăm despre mai multe detalii, sper eu, de la domnul Deacov, despre întâlnirea pe care a avut-o la dumneavoastră lui acasă cu domnul Stoianoglu. Rămâneți alături de noi. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Ce se întâmplă în Chișinău? Nimeni nu se simte sigur în ziua de mâine. Nimeni nu știe exact că mâine în fața apartamentului sau casei lui nu o să-i trăsnească un bloc de locuit. Dacă o să încerci să treacă strada, nu o să fie lovit de o mașină. Nimeni nu este sigur că dacă alege să folosească transport public, el va veni la timp. Nimeni nu este sigur că dacă alege să meargă cu bicicleta, va ajunge la destinație. Viu. Orașul Chișinău. Cel de azi și cel de vis. Marți, la Efect 9.6. De la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8.
Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix, ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tare investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Ce se întâmplă în Chișinău? Nimeni nu se simte sigur în ziua de mâine. Nimeni nu știe exact că mâine în fața apartamentului sau caselui nu o să-i trăsnească un bloc de locuit. Dacă o să încerci să treacă strada, nu o să fie lovit de o mașină. Nimeni nu este sigur că dacă alege să folosească transport public, el va veni la timp. Nimeni nu este sigur că dacă alege să meargă cu bici. Am revenit în platou, continuăm discuția, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc despre întrebarea de la Televoting, dacă justiția din Republica Moldova este sau nu liberă. Transmiteți SMS la 3 de 8 0, cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. În cea de-a doua oră vom anunța rezultatele. Așa, domnule Grădinaru, dumneavoastră explicați foarte... Eu am o neclaritate și bănuiesc și cei care ne urmăresc. În ce măsură s-a ținut cont de recomandările avocaților sau în ce măsură acest protest a avut efect în formula finală pe care am văzut-o că a promulgat-o doamna Sandu astăzi? Da, deci... Ca două parte întrebării este mai corect. Haideți, eu spuneam încă o dată. Deci, conceptual, ca să fie clar. Deci, în primul rând, noi am început de la reforma în domeniul justiției, și anume reformarea procuraturii și a justiției, pentru ca, în primul rând, să nu fie abuzurile despre care noi vorbeam și să nu fie, hai să spunem așa, necesitatea de apărare de ceva care nu ar trebui să existe. În al doilea rând, garanțiile care au fost, în mare parte, au fost respectate. Deci, spuneam, s-a exclus doar infracțiunile de corupție. Corupție activă, pasivă și trafic de influență. Respectiv, garanțiile au rămas aceleași. Mai mult ca atât, noi am venit cu garanții suplimentare în ceea ce privește asistarea de către decanul baroului la procedura de percheziție în cazul în care aceasta va fi sau de către o persoană delegată de aceasta. Adică percheziția oricum se va face în prezența unui avocat, să spunem așa. Deci, iarăși, această garanție este. Deja acum, doi avocați. Acum, avocatul celui percheziționat și avocatul delegat de decan, dacă decanul nu poate să vină. Da. Acum, în afară de aceste garanții, am spus, ce nu s-a făcut, s-a scăpat și în 2021, și ce urmează noi să facem era să prevedem în codul de procedură penală anumite prevederi astfel încât aceste norme să fie aplicabile. Și noi am venit cu inițiativa și menținem această inițiativă și ne bucurăm că și dumneavoastră sunteți pe aceeași lungime de undă, pentru că creăm grupuri de lucru comune pentru a elabora normele necesare procesual penale pentru a pune în aplicare normele despre care noi am vorbit. Pentru că e clar că trebuie să prevedem aceste lucruri. Și iată, noi suntem gata ca să facem acest lucru împreună, respectând, pe de o parte, da, garanțiile avocaților, iar pe de altă parte să respectăm și interesul național al Republicii Moldova, și anume lupta cu corupția. Haideți să vedem formula inițială și să vedem ce s-a schimbat în formula finală. Deci formula inițială suna în felul următor. Avocații vor putea fi reținuți, arestați sau percheziționați fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților în cazul infracțiunilor de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență sau a infracțiunilor flagrante. În varianta modificată, înțeleg, care sună în felul următor. Avocații nu pot fi reținuți, percheziționați sau arestați fără acordul Uniunii Avocaților, cu excepția cazurilor de corupție pasivă, corupere activă, trafic de influență sau infracțiuni flagrante.
Deci aparent parcă e același lucru, dar de fapt nu, diferența este nu mare. Este formulă. Da, da. Păi aici s-a ținut cont de ceea ce ați zis deci, sau nu? Inițial, formula era așa, că avocatul nu poate fi reținut, percheziționat, arestat, adus, selit, fără acordul Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția infracțiunilor flagrante. Punct. Așa. Ulterior, a fost amendamentul că se excludă total această normă. În urma revoltei, spunem așa, avocaților, în urma acestui protest, ni s-a remis la Uniune o formulă despre care vorbiți dumneavoastră. Că avocații nu pot fi reținuți, percheziționați, arestați și așa mai departe, cu excepția infracțiunilor flagrante și s-a adăugit și cu excepția infracțiunilor de corupție. 324-326. Și a rămas această, era această inițială... Sunteți mulțumiți sau nu? Nu a rămas așa. S-a mai completat pentru că noi, când am discutat cu Comisia Juridică, am ridicat problema. Inițial am spus la începutul emisiunii. Că uitați-vă, n-ați ridicat problema. Ce înseamnă cu excepția infracțiunii flagrante, asta de corupție? Pornește dosar penal pe o persoană, dar îi face percheziție avocatului care nu are nici înclin, nici mărică. Și atunci a fost nevoit, noi am spus, trebuia măcar de concretizat. Deci colegii avocați au venit cu propuneri că să fie concretizat de care, infracțiunilor flagrante de care este bănuit, învinuit avocatul. Deci Comisia Juridică parcă a acceptat această observație, dar n-a mers pe bănuit, învinuit, dar a mers pe suspectat. Deci, e un termen, cred că, generic, nu știu, un codul de procedură penală. Când vom face modificările, vom vedea cum rămâne această formulare. Și a fost încă propoziția 2, pentru că problema mare este cu perchezițiile. Noi avem cazul Manchevski contra Moldovei, avem cazul Dulăștean contra Moldovei. Deci noi avem cazuri în care Republica Moldova a fost condamnată la CEDO pentru perchezițiile acestea abuzive a avocaților anume. Pentru că când se spune că nicăieri în lume nu există așa garanții, ba există și în România, și în Cehia, și în Belgia, și chiar din... Că, asta că noi am luat formula din Belgia, că, cu prezența decanului. Înseamnă că există aceste garanții în țările din Europa. Și când dumneavoastră afirmați că nici într-o țară din Europa nu-i, ba sunt în țările din Europa, dar în Europa se pune accentul într-adevăr pe păstrarea secretului profesional, pentru că noi avem obligații. Noi avem obligația de a păstra secretul profesional și confidențialitatea cu clientul. Și atunci când dă buzna cineva să facă percheziție și pe un dosar sau pe un denunț, dar vine și îți ridică toate dosarele, pe acel dosar, dar mai ai încă 10 dosare, le ridic și pe celelalte. Noi avem un caz, vă spun domnul Grână, avem un caz cu un coleg avocat căruia i s-au ridicat toate actele sau majoritatea actelor din birou, au fost sigilate și peste 3 luni i le-au restituit înapoi, nefiind desigilat acel plic cu acte, acea sacoșă cu acte. Adică i le-au redat înapoi, că avocatul spunea, dați-mi, mai am de lucru, vă închipuiți, eu am un client, de exemplu, sau un avocat... Haideți să vedem legătura. Eu tocmai asta... Nu, abuz. Noi vorbim abuz. De aia avem nevoie de garanții pe percheziție. Păi ce formula finală? Formula finală este că în afară de prima propoziție s-a completat cu propoziția 2 că percheziția în oficiile avocaților poate fi efectuată... Deci în cazul percheziților, avocatul poate, are drept să solicite prezența decanului, în afară de avocatul care îl asistă, sau un alt avocat delegat de decan care urmează să prezinte în termen de 2 ore, așa cum prevede. Asta e formula de compromis, înțeleg, între cele două. Eu încă o dată vreau să fiu înțeles. Noi n-am avut compromis. Noi n-am discutat pe compromis. Compromisul era să se amână, sau să se retragă amendamentul, să examinăm toate codul de procedură penală și alte legi la pachet, fie să se amâne în general examinarea proiectului ca să discutăm toate aceste provocații. Și nu s-a ținut cont de asta? Când ieșiți la protest? Nu s-a ținut cont de asta, dar deja, încă o dată repet, deci anumite obiecții care noi le-am expus au fost luate în calcul la formula finală și acum, având în vedere că suntem în fața unui fapt împlinit, eu încă o dată repet și am spus și mai repet o dată. Deci a intrat în vigoare. Noi suntem oameni cu rațiune, da? Noi trebuie să dăm dovadă de înțelepciune. Este ce este și noi ne dorim în continuare să completăm celelalte acte normative. Și am venit, deci și cei drept și Parlamentul a venit cu această deschidere. Noi
am răspuns la această deschidere. Urmează să formăm grupurile de lucru ca să mergem în continuare să finisăm tot cercul de legi. Domnul Popescu, când spuneam... Dar, da. Sorry, dacă da. Am trebuit. Deci spuneam, când spuneam că nu există nicăieri în Europa, am spus, nu în lume, că nu există semne de garanții, mă refeream la faptul că nicăieri în Europa nu o să regăsim în legislație că avocații au garanția că nu pot fi reținuți decât cu acordul Uniunii Avocaților sau organului lor de autoadministrare. Da? Deci la asta mă refeream. Iar dacă ați spus despre Belgia, da, acolo este, dar garanția despre care noi vorbeam, da? Că la percheziție asistă decanul sau un avocat delegat de acesta. Noi totodată, după cum vedeți, am păstrat și o parte din garanție inițială noi, și cea de-a doua. Și mai mult ca atât a venit în întâmpinare cu solicitarea și cu propunerea de a perfecționa inclusiv legislația în domeniul procesual penal să ca să fie aplicabil acest dialog. Ca să încheiem acest dialog, dacă să fim sinceri, haideți să fim sinceri, nimeni nu știu de acel amendament până nu am aflat și noi am verificat pagina Parlamentului. Părerea mea personală este că doamna Stamate n-a consultat acel amendament cu dumneavoastră și nici cu Comisia Juridică. Și dumneavoastră, de fapt, public, indirect, a recunoscut că da, eu când am văzut pe ultima sută de metri, am văzut că sunt prea multe garanții și am zis să excludem. În urma protestelor și într-un fel a presiunilor, eu mă bucur că până la urmă cei care reprezintă guvernarea au declarat public că totuși garanțiile trebuie păstrate. A fost o declarație publică și a ministrului Justiției și a domnului Grădinaru și a doamnei Stamate în raport sau în contrast cu acel amendament care era inițial. Și noi ne bucurăm că totuși au înțeles acest lucru colegii noștri de la guvernare și vreau să mergem, noi ne propunem să mergem mai departe, totuși să demonstrăm că putem face acest lucru împreună și să finisăm aprobarea acelui pachet de legi. Ca să încheiem aici. Apropo, dar da, ca să finalizez gândul domnului Popescu. Domnul Popescu, cel mai bun instrument care convinge actuala guvernare despre oportunitatea unei legi sau unei prevederi este discuția. La noi a influențat cel mai mult discuția care mult o continuă cu reprezentanții avocaților și respectiv acest schimb pozitiv de opinii care a adus la această decizie. Nu ne-a convins mai mult protestul decât discuțiile propriu-zis. Acest lucru am declarat, domnul, am înțeles. Haideți să-l implicăm și cu domnul Diacov. Eu am declarat că problema care există azi de azi e lipsa de comunicare. Și a trebuit să existe între guvernare și destinatare. Vedem că există interes comun. Eu vreau să revin la ideea domnului Diacov. Ca poate e timpul ca toți să renunțe la aceste garanții. Sau, în special pentru deputați. De-asta ați menționat, domnule Grădinaru, că este un proiect care în scurt timp ar putea lipsi deputații de imunitate. Când? Da, păi procedura legislativă spune în felul următor, că noi să putem modifica, să facem aceste modificări, trebuie să modificăm Constituția. Pentru că ca să modificăm Constituția a fost nevoie să solicităm avizul Curții Constituționale. Ceea ce noi am făcut. Așteptăm deja curtea să se expună și în situația în care aceasta se va expune cu aviz pozitiv, noi vom depune în Parlament proiectul de modificare a Constituției prin care vom renunța la imunitate în ceea ce ține despre fapte de corupție. S-a întâmplat apropiat? În această legislatură sunt sigur, cred că în acest an, pentru că termenul e 6 luni de zile, dacă mi-amintesc bine, și a fost depusă deja, eu cred că până la jumătatea anului 2020. Am înțeles. Domnule Diacov, vorbim despre... Să o replică măcar să fac și eu. Bate peste gură. Nu mă refuzați la este și când vor începe a aresta procurorașul este ea. Cine deputați? Noi nu avem de cine teme. Noi nu am săvârșit fapte pentru care trebuie să retrăim. Domn deputat, eu am fost la Stoianoglu în birou și i-am spus, zic, Sașa, tu te, că nu te vor. Și nu mine ne znaci. Zic, băi, nu te vrea, Maia Sandu. Zic, ca să te aresteze. Și zici tu, zic, ei să vezi. Fiindcă el nu a lucrat închetător, dar eu sunt de profesie închetător. Eu știu cum se face. Dar ce, Maia Sandu l-a arestat? Dar și eu am spus că Maia Sandu să-l arestez. Eu am spus că doamna Maia Sandu nu-l dorește. Și eu am spus... Dacă Maia Sandu nu-l dorește, înseamnă că ce, o să fie arestat? Explicați aici, ca să înțelegem cumva să nu se perceapă greșit. Doamna Maia Sandu a spus la cineva acolo, eu nu-l doresc pe omul ăsta. Dar... Nu-l dorește în funcție de procuror. Păi da, dar asta nu înseamnă că trebuie reținut. Ne-ai dat întrebare, de să-l amânesc. Ia că eu nu pot, că anume așa a fost, dar eu presupun. Doamna Sandu a spus la domnul Nițineancu. Tu ești ministru justiției, faci ce vrei, dar domnul ăsta, pe mine mă sufocă, să plece de aici.
Domnul Ținencu zice, bun, eu jurist, eu știu tot. Dar nu mai știe el nică. Și s-a dus la Grebince, cumnatul. Și băi, eu zic, nicio problemă, facem. Grebince se duce la Morari. Asta dumneavoastră vă imaginați că așa s-a întâmplat totul? Cam așa a fost. Și Morari... Păi, dar haideți să nu operăm cu imaginația, să operăm cu termen... Dar spune tu dacă știi mai bine. Dar eu nu știu. Haideți să fiu serios. Deci, unu, cred că reiterez încă o dată. N-ați auzit, nu o să auziți niciodată ca Maia Sandu, domnul Grosu sau eu sau altcineva să dea indicații procurorilor, judecătorilor și mai departe. Din prima zi, când au fost aleși, a fost validat actualul Parlament, a fost constituit guvernul și mai departe. Deci noi toți am spus la unison, fiecare trebuie să facă lucru conform fișei de post. Și tot. Dar, nu știu de ce, persoane, și dumneavoastră acum în platou spuneți, și alți oameni vin cu solicitări către Ministrul Justiției, către deputați, ca să intervenim, să dăm indicații, să le spunem cum să facă și ce să facă. Noi nu o să facem acest lucru. Noi nu să intervenim în actul justiției. Aici e clar. Haideți să mergem la procurorii și judecătorii care vor să devină avocați. Stați o secundă până la asta, doar am o singură întrebare. Eu totuși vreau să văd care să auzim, să audă cetățenii, care este formula, care este textul acelui amendament, cum rămâne acea normă după ce vor fi retrasă imunitatea deputaților? Cum o să sune acea normă? Care-i propunerea? Nu mi-amintesc acum exact, n-am chestiune. Aveți o formulă. Sigur că da. Vreau să faceți cunoștință. Păi da. Să cunoașteți această formulare. Da, deci nu este o problemă. Să cunoaștem și noi. Chiar este interesant. Haideți să mergem mai departe, procurorii și judecătorii care vor să devină avocați. Domnule Deacov, dumneavoastră spuneți că sunt acolo niște nume. Deci 69 de candidați, majoritatea foști sau actuali procurori și judecători, au depus dosarele pentru a accede în avocatură înainte ca articolul 10, care discutea de susținere examenului de admitere să fie modificat. Este o lege care permite, facilitează. În toată lumea civilizată, iată, eu am fost în Statele Unite, chiar am făcut cunoștință mai de aproape, dar nu mai dezvolt chestia asta, acolo e de cinste să lucreze în avocatură. De obștiți, acolo avocatul e cel mai onorabil om. Și apoi merge procuror, judecător și așa. Și schimbul de funcții, că să vină avocatul, vine la o funcție de răspundere în procuratură și în judecătorie și așa mai departe, el e logic și e salutabil și așa mai departe. Desigur că ar trebui noi să ajungem prin cooperările astea, dar mai până când avem ce avem. Când... Vă știți, nu bun, s-a schimbat amuia legea, dar până atunci, iată, eu am plecat la pensie din 2003. 20 de ani în urmă, aproape. Și dacă plecam, este pățan tânăr și la pensie. Trebuie să duci undeva să lucrez. Și care s-a pensionat, iată, a ieșit la pensie și s-a pensionat. De ce nu v-ați făcut avocat? S-a eliberat și s-a dus în avocatură. Asta e o oportunitate. Și eu s-o cot că e corectă și așa trebuie să fie. Păi, dar ați văzut ce nume sunt acolo? Care au acolo instrumentat dosar și de rezonanță. Și v-am spus, iată, în pauză, că mie personal mi-a propus. Cine? Doamna Lozan, care a fost șefă la avocatură, mi-a spus, domnule, că eu a fost cândva la mine, dar ce nu vin? Și eu i-am spus... Sunt avocat. Da, dar ce fac eu cu licență? Eu nu mă ved. Eu nu vreau să insult pe cineva, doamne ferește, eu nu mă ved în avocatură. Dar cei care vor acum... Oamenii, colegi, foști colegi, eu știu, foști procuror general, foști adjunct și așa mai departe, s-au dus. Fiindcă vreau om să câștige un bucat de pâine și așa mai departe, să regăsească, să crească... Dar se duc oameni care au instrumentat dosare de rezonanță și au figurat în investigații jurnalistice. Eu cred că abordarea este greșită. Ce? Așa cum abordați dumneavoastră... Păi 69 de persoane, printre care sunt și dintre cei care au anumite întrebări de integritate. Să termin gândul. Asta e o oportunitate, o posibilitate și asta e normal. Amuia se duc. Care e prost și nu-l duci capul și nu-i specialist. El îți moar de foame. El îți dohnească de foame. Avocat, e că eu am un prieten avocat în București și el tot mi-a zis, domnule, de ce nu duci? Eu spun, nu vreau. Și zgâmeta cum? El tot e general ca și mine și are a lui acolo a fost... Domnule Deacov, ce-i 69? Haideți scurt să vedem ce se întâmplă cu ei. Și el spune, deci, eu primesc până la 200-300 de mii fac. Dar eu sunt întrebat, în București sunt 22... În Barou București 12 mii de avocat. 12 mii. Și zice, eu intră în cei 30 de avocat și mai buni.
Păi iată ăștia ea care se înscriu, le să nu se dovedesc. Și se susține examene. Sigur, lasă să intru asta, de sigur, Popescu, cum ați spus haideți, voi, nu, dați termen. Da. Cum ați, v-ați exprimat, nu tot gunoi, nu mai este gunoi. Păi nu, nu, dar oamenii care corupți, iată, eu știu. Eu m-am uitat așa în listă și eu știu niște oameni care cu soveste pătată. Și dacă ia ca după emisiune, la domnul Popescu, eu pot spune degetul la câteva familii că nici nu trebuie să te iei de vorbă cu dânși. Ce urmează să se întâmple cu cei 69? De ce nu sunteți de acord cu această abordare, domnule Popescu? Dumneavoastră, deci abordați problema într-așa un mod de parcă în avocatură vin oameni pe familie, pe nume. Categoric adică ăsta trebuie să vină, ăsta nu trebuie să vină și așa mai departe. Noi avem niște criterii, până la ziua de azi, chiar și până la modificări. Am avut niște criterii de accedere în profesie. Comisia de licențiere a Uniunii Avocaților este deci toate comisiile din cadrul Uniunii Avocaților activează în regim de autonomie. Nu poate președintele Uniunii sau alt sau consiliu sau altcineva să-i spună membrul comisiei fă așa sau pe ăsta primește, pe ăsta nu-l primi. Dar noi avem niște criterii de accedere în profesie. Și comisia trebuie să ghideze strict de buchea legii și de acele criterii. Indiferent, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Vă spun de ce este greșită abordarea. Eu deci am luat un extras din legea cu privire la procuratură și legea cu privire la statutul judecătorului. Problema este alta. Mie îmi pare rău că retorica merge în așa direcție, că noi aprobăm, ne grăbim, urgentăm modificări la legea cu privire la avocatură ca să nu acceadă în profesie careva categorii de persoane. După mine ar fi chiar și o discriminare, pentru că chiar dacă vine persoana la examen, și dumneavoastră credeți că aceste persoane nu sunt pregătite bine? Sunt foarte bine pregătite. Și o susține acel examen. Și atunci, cum o să, cineva o să motiveze, cei care adoptă legea, spune, a să motiveze, totuși au intrat în profesie. Eu vreau să fiu înțeles corect. Deci aveți dreptate. Iată explicația asta, avem nevoie. Și mai vreau un lucru să spun. Că chiar și după adoptarea acestor modificări, chiar dacă persoana vine la examen, ea oricum trebuie să îndeplinească, să completeze o fișă de reputație, de bună reputație. Măi, de proprie răspundere. Indiferent, susțin examenul, nu susțin examenul și așa și mai departe. Joacă vreun rol. Dacă vine cineva, indiferent, nu vreau să dau nume, din acea listă, vine și trage biletul, sau cum spune așa, simplu, ca să înțeleagă toți, și răspunde la toate întrebările perfect. Eu sunt membru al comisiei. Eu ce să spun? Eu nu te primesc că cineva a zis că ești cu sovestea patată? Eu nu pot să-l primesc. Nu pot să procedez așa. Acel formular are vreun rol care îl completează, formularul despre care vorbiți? Are vreun rol? Are rol pentru că noi, comisia tot verifică informația. Comisia face interpelări la Procuratura Generală, la CSP, la CSM, dacă sunt dosare disciplinare, nu-s dosare, dacă au avut dosare pierdute la CEDO, așa mai departe. Deci, dintre cei 69, unii ar putea să nu... El poate să nu fie admis în dreptul. Poate să nu fie admis. Așa, am înțeles. Poate să nu fie. Mai mult ca atât, din cei 69, o bună parte acum sunt în funcție, dar funcția publică este incompatibilă cu profesia de avocat la ziua de azi. Da. Și atunci. Eu nu știu, da, noi avem un dosar, toți spun că este practica judiciară, dar e un singur dosar când a fost admis în profesie o persoană care exercita o funcție remunerată, dar totuși a fost admis în profesie, deși era vorba de incompatibilitate. Și lucrul ăsta e foarte important. Eu vreau să atrag atenția societății la dar dacă vin... Ce înseamnă dacă vin? Vine, o secundă. Ei nu vin, ei accept, da, ei accept pe criterii legale în profesie. Iată acum să zicem că cineva care a instrumentat niște dosare la comandă în perioada guvernării democraților, care au băgat la pușcării oameni nevinovați. Da, eu aici am care este șansa că acest om deci, nu va accede? Care sunt efectele la cei ce spuneți dumneavoastră? Ce s-a întâmplat cu acele persoane după ce au băgat la pușcării oameni nevinovați? Ce s-a întâmplat cu cei judecători și procurori? Nimic. Nimic. Acum s-a întâmplat nimic. Dacă nu s-a întâmplat nimic, eu am temei să-l resping când el susține examenul pe 10. Așa. Domnule Grădinaru, ce se întâmplă? Păi, tocmai vreau să explic. Sunt acolo în listă câteva persoane care au anumite semne de întrebare. La începutul emisiunii încercam să vă explic că noi încercăm să acționăm pe două dimensiuni. Unu, pe competență și doi, pe integritate. Modificarea articolului 10, care exclude posibilitatea de accede în funcții fără a susține examenul, este intenția de a admite în sistem doar oameni bine pregătiți. Domnul Deacon spunea mai devreme despre procurori care sunt foarte, au o experiență și ei știu foarte bine și așa mai departe și merită să acceadă fără examen. Eu nu sunt de acord. De ce? Eu nu am spus. Un procuror este competent pe penal și procesual penal. Spunem expert, dacă el este un bun specialist și așa mai departe. Da? Și mai puțin pe civil. Ori examenul de accedere
include în sine atât probe ce ține de domeniul penal, cât și de cel civil. Asta este primul lucru, primul aspect. Da, și administrativ și așa mai departe, și multe altele. Dar spuneam că este doar o latură în care presupunem că el este expert, celelalte mai puțin probabil. Deși, dacă cunoaște, va da examenul și va accede. Al doilea lucru era excluderea, nici nu știu cum spun, nu discrepanții, dar discriminării. Excluderea discriminării. De ce? Pentru că unele persoane când acced trebuie să susțină acest examen, iar altele nu trebuie. Este o discriminare care de asemenea trebuie exclus. Aceasta ține, da, și s-a introdus o echitate. Deci pentru asta era necesar ca să modificăm acest articol. Ce ține de competență? Acum, de asta încercam să vă explic șirul logic. În momentul în care noi am început evaluarea procurorilor și judecătorilor, în momentul evaluării, aceste persoane, dacă ar fi fost evaluate, ar fi primit un calificativ. Și CSM-ul, CSP-ul, când i-ar fi calificat, ar fi stabilit că are reputație ireproșabilă sau nu. Și dacă era exclus din sistem cu mențiunea nu are reputație ireproșabilă, niciodată nu va mai putea accede în acest sistem. De asta unii au ales să plece. Dar, cum spunea și domnul Popescu mai devreme, atâta timp cât nu ai condamnare definitivă sau el a plecat din sistem fără ca să fie, suntem într-o situație destul de complicată. Pentru că, pe de o parte, opinia publică cunoaște despre anumiți eroi, dacă pot să-i numesc așa, care au executat comenzele domnului Plahotniuc la perfecțiune, dar totodată nu există condamnări pe aceste cauze. Și respectiv suntem într-o situație în care, pe de o parte, el este așa cum este, iar pe de altă parte nu ai pârghii ca să-i oprești. Pentru aceasta eu consider, domnul Popescu, noi trebuie să intervenim, să oferim pârghii suplimentare pentru a nu permite asemenea situații ca să se întâmple. Într-un dialog cu doamna Maia Sandu, când a discutat Consiliul, când se dorea din partea altor colegi, să spun așa, nu vreau să dau nume, să nu fie promulgată legea, deci privind la avocatură atunci, în primăvară și... Deci chiar am pus întrebarea. Nu-i corect să fie abordată problema în așa mod încât problemele sistemului judecătoresc și a procuraturii să fie soluționat prin legea cu privire la avocatură. Am vă spun, noi suntem o organizație non-profit. Noi existăm, Uniunea există din niște contribuții și anumite taxe făcute de avocați, deci încât trebuie să achităm salariul, să întreținem sediul și așa mai departe. Vin persoanele în avocatură, depun cereri să acceadă în profesie, se întâmplă acele presiuni. Eu nu vreau să învinuiesc comisia de licențiere, dar noi avem foarte multe dosare când comisia tot are verticalitate și pe anumite temeri de reproșabilitate nu admit în avocatură anumite persoane. Persoane se contestă în judecată aceste hotărâri și 99% sunt admise. Mai mult ca atât, de la Uniunea Avocaților solicită despăgubiri. Și atunci, doamne, să intrăm în pauză și după pauză o să ne arătați ce aveți acolo și n-am reușit să-l întreb pe domnul Deacov despre întâlnirea cu domnul Stoianoglu. Rămâne pentru cea de-a doua oră. Rezultatele votării le vedeți pe ecran. În continuare puteți vota. Rămâneți alături de noi. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Ce se întâmplă în Chișinău? Nimeni nu se simte sigur în ziua de mâine. Nimeni nu știe exact că mâine în fața apartamentului sau caselui nu o să-i trăsnească un bloc de locuit. Dacă o să încerci să treacă strada, nu o să fie lovit de o mașină. Nimeni nu este sigur că dacă alege să folosească transport public, el va veni la timp. Nimeni nu este sigur că dacă alege să meargă cu bicicleta, va ajunge la destinație. Viu. Orașul Chișinău. Cel de azi și cel de vis. Marți, la Efect 9.6. De la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8.
яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi? Urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Ce se întâmplă în Chișinău? Nimeni nu se simte sigur în ziua de mâine. Nimeni nu știe exact că mâine în fața apartamentului sau caselui nu o să-i trăsnească un bloc de locuit. Dacă o să încerci să treacă strada, nu o să fie lovit de o mașină. Nimeni nu este sigur că dacă alege să folosească transport public, el va veni la timp. Nimeni nu este sigur că dacă alege să meargă cu bicicleta, va ajunge la destinație. Viu. Orașul Chișinău. Cel de azi și cel de vis. Marți, la Efect 9.6. De la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben. Am revenit în platou, noi aici am discutat destul de mult în pauză. Domnule Popescu, ați finalizat? Ați vrut să da, eu vreau ceva. Să finalizez gândul. Și da. Atunci, în discuția cu doamna Sandu, eu am propus. Modificați legea cu privire la statutul judecătorului. Modificați legea cu privire la procuratură. Că în cazul în care cineva care vrea să-și dea demisia, are un proces, un dosar disciplinar. Sau are o problemă pe rol în instanța de judecată, având o calitate, nu știu, din bănuit, să nu se consideră aceasta ca fiind o reputație reproșabilă. Noi înțelegem și eu ce înseamnă prezumția nevinovăției. Dar când vorbim despre reputația reproșabilă în contrast cu prezumția nevinovăției, aici sunt cam niște chestii de altă natură. Dar până la urmă, vedeți cum cu retorica guvernării, că comisia de licențiere, că toți vor să intre, nu știu, se pasează într-un fel pe comisia de licențiere tot și pe Uniunea Avocaților. Și noi, dar noi încă o dată spun, Uniunea Avocaților, comisia de licențiere activează în baza legii și criteriul stabilite de lege. Și eu, ca femeie, dar eu mă închid ochii și mă uit după criterii. N-are condamnare definitivă. N-avem, toți, de ce v-am întrebat care este efectul la ceea ce a spus dumneavoastră? Toți vorbesc și când noi solicităm informații de la Procuratura Generală, caracteristică, informații, vin ideale. Vin ideale. Și ce trebuie să facem noi? Și atunci Uniunea e pusă într-o lumină proastă că chipurile noi îi primim în profesie pe cei care cineva crede că nu trebuie să se regăsească în profesie. Am înțeles, domnule Popescu, noastră. Eu zic să mergem mai departe. Avem un subiect extrem de interesant, ceea ce ține de evaluarea performanțelor domnului Stoianoglu. Eu înțeleg că s-a împotmolit sau ce se întâmplă acolo, domnule Grădinaru?
Nu s-a împotmolit nimic, procesul merge înainte, desigur că procesul a fost puțin reținut de cerere de chemare în judecată înaintată de domnul Stoian Oglu. A fost sau încă este? A fost înaintată și am impresia că s-a și expus instanța pe el, a fost refuzată această cerere de chemare în judecată, dacă mi-amintesc bine, și respectiv continuă mai departe această procedură, deci ea va merge pe ea până la capăt. Așa, ziceam și am promis telespectatorilor că vom discuta, domnule Deacov, despre întâlnirea pe care ați avut-o acasă la dumneavoastră cu domnul Stoian Oglu. Erați foarte nemulțumit atunci când presa a preluat acea informație. Ce v-a nemulțumit anume? Eu sunt foarte nemulțumit că presa se ocupă cu cei și nu trebuie. De ce? Dar cu cei și trebuie nu se ocupă. Iată, domnul Stoian Oglu, ilegal, i s-a pus interdicție să nu aibă întâlnire cu presa. Să nu vorbească la presă. El e liber, de ce să nu vorbesc cu presa? Și voi, care aveți obligațiune să informați lumea, nu vă duceți să vă bateți acolo. Stați aici, noi vrem să vorbim cu Stoian Oglu. Dar veniți și zădărăți când la Deacov. Păi, dar noi nu suntem instanță, domnule Deacov. Dar când dumneavoastră afirmați lucrurile astea, întrebarea e pe ce vă băzați? Poftim? Dumneavoastră ați făcut niște afirmații că i-a fost interzis să comunice cu presa. Pe ce vă băzați? Pentru că niciun act despre asta nu spune. Cum? Și doi, domnul Deacov, domnul Stoian Oglu, cum a fost eliberat pentru arest la domiciliu, când a ieșit a fost întâlnit de presă și a discutat cu presa cât a vrut. Stai și vorbești și nu știi, domnul deputat. De ce vorbești și nu știi? Eu am văzut, el mi-a dat copie la interdicție. Dar vorbi cu presa? Da. Păi, dar cum ce fel de interdicție? Ce fel de act? A cui era și cu... Ajudecătorul care... Este o închiere a judecătorului? Da, dar cum? Serios? Da. Eu n-am văzut așa... Păi solicitați-o și-ați văzut. Ok. Asta e... Nu poate să fie semnul lucru. Deci... Păi nu poate și nu trebuie să fie. Nu cred că există. Este interdicție. Legea prevede a interzice, de a frecventa anumite locuri, de a se întâlni cu anumite persoane. Dar legea prevede de a se întâlni cu persoanele de pe dosare, care sunt implicate. Dar acolo, din câte și eu am înțeles, lui are o interdicție de a se întrevedea cu presă. Da, așa mi-au comunicat colegii. Dar ați văzut, toate televiziunile erau prezente la ieșirea din izolator și ați văzut cum astăzi. Dumnealui poate veni în platou aici la TV8 să discute. Nu poate veni. Nu, categoric. Și vă zic că eu să-mi termin gândul, că voi tot timpul mă opriți, nu zici, ce-am amintit el așa. Voi trebuie să vă luptați pentru dreptate și adevăr. Și să-ți cereți, ca judecătorii ăștia, să anuleze actul ăsta ilegal. Și să vii Stoian Oglu. Păi iată, am aflat acum despre asta. Vedeți că nici domnul deputat nu știa despre asta. De unde jurnaliștii? Acum întrebarea e, ce ați discutat dumneavoastră cu domnul Stoian Oglu la acea întâlnire care va... Dar ce-i treaba voastră? Păi da, domnul Stoian Oglu... Dar ce-i treaba voastră și am discutat eu? Sunteți fost procuror al municipiului Chișinău. Nu, bun, dar cam și te gândești cu ce am discutat? Nu știu, ceva pe dosar. Eu l-am... Sunteți amici? Spuneți, domnule Deacov. Discur, suntem amici. Desigur că eu sunt om cu experiență în comparație cu Stoian Oglu. El e procuror general, e foarte pregătit, foarte pregătit. Așa și așa mai departe. Dar eu am o pregătire specială în domeniul închetii și așa mai departe. Și nu trebuie să fii cu tătul, să nu mai exprimi iar vulgar, că să nu înțelegi ce am vorbit noi. Desigur că am vorbit și mai faci cum trăiești și desigur că pe dosar am vorbit. Și eu l-am ocărât pe dânsul, zic, ce spune când n-am vorbit pe dosar? Și ia că așa e, iar vorbim de garanții. Omul, dacă a fost calcat în picioare, dar el sisteme, știi cum spune, de apă te-ai opărit odată, sisteme și mă apărai și mă zici. Desigur, sisteme, stoie în oglu, sisteme să spui adevărul. Dar eu vă spun... Poate este frică pentru care anumite păcate. Ei, hai. La voi cum se avea cu păcate? Ce recomandări dumneavoastră i-ați dat pe dosar? Dar și ți-i treaba tânzele și recomandări? Păi da, domnule Deacov, fii atent! Deci dumneavoastră a spus că presa trebuie să afle adevărul. Noi încercăm să aflăm un adevăr, dumneavoastră sunteți aici. V-am adus în platou ca să discutăm despre acest subiect în cunoștință de cauză. Dorin, sunteți eu înțeleg, dar ia că la muia de pildă, Stoian Oglu, ne-am consultat, eu l-am întrebat. Iată că cu interdicțiile astea. Zic, cum așa s-a întâmplat, așa și așa. Și pe tema asta. Eu și amâia trebuie să lămuresc poporul pentru okay. Și... Cât de des vă vedeți cu domnul Stoian Oglu? Totul și ultima dată. Dumneavoastră sunteți prieteni, amici, colegi, cum? Sigur că suntem foarte buni prieteni. În principiu, eu am mai vorbit și spun și amu, la toate cotiturile sorții lui Stoian Oglu, așa a fost viața, că eu am stat
alături de dânsul am fost. Când Voronin l-a făcut adjunct procuror general, eu l-am propus. Cum ai fost acolo? Deputat, desigur. Nu-i mare secret că Partidul Democrat n-avea om în Găgăuze și eu cu fratele ședem odată la un ceai și zic, uite, este un făcă foarte de nădejde cum scade. Și el l-a pus în listă. Asta l-ați propus pe domnul Stoianoglu în calitate de deputat, da? Domn Deacov, eu cred că un moment de cotitură în viața domnului Stoianoglu a fost momentul în care l-a eliberat pe Slavic. Dumneavoastră ați fost atunci nu. În preajma lui sau nu? Da, am fost. Când a devenit procuror general acolo, tot el a venit la mine în casă, ne-am s-o consultat și uite, mă, dar ce consultări? Nu prea înțeleg. Despre ce este vorba? Consultări? Ca expert, hai să spunem așa. Domnul Deacov are experiență și lui poate să dea un sfat, ca un expert în domeniu. Nu a fost procuror general. Care procuror general? Am fost 7 procurori general. Eu eram în campanie electorală și mă întâlnesc cu Stoianoglu și cu Irina Vlah în piață. Era ori ziua oraș, ori ziua vinul. Și Vlah îmi spune, deci, domn Deacov, și te nebunești? Și care primat din mă ta? Tu te vrei să faci procuror general. Și că era ziua vinului, dar atunci. Da, și eu îi lămuresc, zic, doamnă Vlah, la mine vârsta nu-mi permite, dar ia că găgăuzul ăsta vostru poate fi. Și iată el, peste câteva luni, vine la mine și zice, domn Deacov, mă ta atunci, în serios, ai spus? Zic, da. Stai eu dacă să mă... Și ea că am discutat. Credeți că mai sunt șanse ca domnul Stoianoglu să revină în funcție de procuror general? Dacă se face după lege, desigur că da. Nu șanse, dar el trebuie să revină. Dacă se face după lege. Dacă ori merge iar cu buldozor, desigur că n-a să revină. Dacă el legea va depista că a comis anumite abuzuri. Vreau să-l întreb, domnul grădinar. Mata, ai citit, numai cinstit așa, opinia separată Comisiei de Veneție? Referitor la? Cu Stoianoglu. Da, sigur că da. Că știi totodată? Da, sigur că da. Eram și obligat. Comisia de la Veneție e organul superior în justiție, ca expert în justiție în Europa. Când la noi se spune, eu mă uit cu câte ușurință la noi vorbesc demnitarea asta, când se spune că are caracter de recomandare. Da. Nu-i chiar da. Vă zic că la Rusia, la Belorusia și la alții de-al de dânșă, nici recomandare nu-i. Fiindcă scui pe ei, mă scuzați de expresie, pe este. Dar pentru noi, Republica Moldova, care trăim cu mâna întinsă de la Europa, și Europa îmi spune, ui, nu se poate așa. Și noi să încălcăm care recomandare? Asta e obligat. La care recomandare acolo noastră faceți referință, ca să înțeleg despre ce vorbiți? La care recomandări din tânsă? Că erau acolo opinii mari. Da, acolo sunt recomandări de pinte. Dacă vă referiți la reforma procuraturii, atunci nu, hai să vorbim despre ce este vorba. Ei, nu mai discutăm noi, dar eu spun. Nu, pe ca să vă răspund general, punctual. Când acolo vreți. Comisia de la Veneție spune că legea asta pe care voi ați formulat-o amuia, e poate să fie valabilă pentru viitorii procurori, dar nu pentru Stoianoglu. Acolo scris negru pe alb. Și Stoianoglu trebuie să revină în funcție, dacă are advocat bun. Și trebuie să revină. Și voi trebuie să vă cereți scuză. Nu, noi toți avocații sunt buni. Și eu am impresia. Hai să trecem la altă întrebare. Iată, azi... Nu, doar o mică paranteză. Doar această opinie Comisiei de Veneția nu anume ea a frânat mai departe procesul de efectuare evaluării procurorului general? Nu este adevărat. Haideți să vedem, domnule Deacov, întrebare clară. Să vorbim punctual, răspund la fiecare... Iată, azi voi ați văzut propunerile cele de optimizare în procurorul general? Nu am atras. Nu, haideți să revenim la domnul Stoianoglu, că ne-a batit. Întrebare. Care e întrebarea? Ați văzut? Ai văzut? N-am văzut, n-am văzut. Procurorul general azi a venit cu propunere către Consiliul Superior al Procuraturii că se reducă din statele procuraturii generale, aparatului procuraturii generale, 21 de persoane. Un adjunct, 4 șefi de secții, 5 de direcții și se idee în procuratură asta. Păi poate fac niște economii de bani. E că vezi, eu vorbesc... Nu, dar haideți că ne abatem, nu vreau să ne abatem de la subiectul. Nu ne abatem, eu vorbesc la subiect. E că aparatul central, dacă e că se reduc persoanele, funcțiile astea, el e paralizat. Și eu... Dar care e raționamentul acestei propuneri? Nu, dar să vă lămuresc, nu știu... Că cu Mariana rațează. Eu azi, toată ziua, am analizat. Și am o concluzie, poate să fie greșită. Dar am o concluzie.
că nimerind într-o situație stupidă de amul cu Stoinoglu și văzând că el se întoarcă, cineva, nu știu cine, nu, că nu e inițiativa lui Robu, el nu este, în primul rând, el e, nici nu are așa drept acordat la dânsul prin lege. El e interimar. Cineva încearcă? Statele în Procuratura Generală sunt întărite prin hotărâri de Parlament. Și eu socot că se creează situația când Stoinoglu se întoarce, dar oamenii ăștia se duc în procuraturile specializate, care să fie sub alt control. Și Stoinoglu îți vii și să stea ca așa și după aceea iară să-l întrebi. Haideți cambi, dar la același subiect. Dacă îmi permiți, o singură propunere pentru ca să meargă mai interesant emisiunea. Totuși nu e bine să discutăm despre om în absența lui. Fiindcă domnul Grădinar a menționat că nu poate să existe așa că să nu-i dea voie domnul Stoinoglu să discute cu presa, și asta e absurditate, poate cei din studioul îl telefonează pe domnul Stoinoglu doar să-l întrebe. Are așa interdicție sau nu? Dacă are, închidem receptorul ca să nu-l punem într-o situație care încalca o interdicție. Haideți dacă să rugăm că, colegii din regie să încerci dacă are interdicție, nu va putea ridica... Nu, dacă are interdicție, nu trebuie să spun că da, am interdicție. Dacă are interdicție de a discuta cu presa... Bun, haideți să rugăm pe rând, că au fost... Poate are interdicție de a discuta în general la telefon. Haideți să telefonați în direct. De ce nu? Haideți! Tocmai ați vociferat două lucruri. Deci eu, domnul Deacov a vociferat numele domnului Stoinoglu. Noi când vorbim despre reforma procuraturii, noi nu vorbim despre Stoinoglu. Indiferent cine este, că îl cheamă Stoinoglu sau că îl cheamă altfel, reforma arată la fel. Nu este făcut pentru om, dar este făcut pentru sistem. Primul lucru, ceea ce ține despre avizele Comisiei de la Veneția. Am spus-o și eu la dumneavoastră la televiziune, în alte emisiuni, și la alte emisiuni TV. Am spus-o clar. Deși are într-adevăr caracter de recomandare, pentru că așa este statutul acestor recomandări ale Comisiei de la Veneția, noi de toate am ținut cont. Ce arată, domnule Deacov? Unu, doi. Ocupat? Da. Doi, domnule Deacov. Comisia de Veneția nu a spus că nu poate fi evaluat domnul Stoinoglu. Nu a fost asemenea prevederi în recomandări. Și trei, evaluarea domnului Stoinoglu o să întâmple și nu trebuie de confundat două procese. Faptul că dumnealui este bănuit sau nu știu ce statut acum are el, poate învinuit sau nu știu ce statut procesual are el acum într-un dosar sau altul, nu are absolut nimic cu evaluarea acestuia. Procesul de evaluare merge înainte. A fost tergiversat nu din motivul că Comisia de Veneția ne-a spus să o luați-o mai încetișor, dar din motivul că a fost acționată în instanță, a fost contestată în instanță, anume Comisia de Evaluare. Și de asta nu s-a întâmplat până când nu s-a expus instanța pe acest subiect. Și în momentul în care s-a clarificat acest lucru, lucrurile vor avansa mai departe. Domnul Grădinaru, deci noi suntem cetățeni simpli acestui stat și când noi privim intonația care se vorbește, că noi să le evaluăm, noi așa să le evaluăm. Deci noi se creează impresia că evaluarea nu se face pentru a afla dacă într-adevăr este ceva bine sau a fost ceva rău, dar se face pentru a deci cu un scop anume, nu. Pentru a avea un rezultat negativ. Eu spun că trebuie altfel un pic să schimbăm o leacă intonația, dacă doriți, când vorbim despre aceste evaluări, ca cetățenii trebuie să înțeleagă că... Este sau nu necesară, domnule Popescu, evaluarea? Dacă este necesară, eu nu cred că o evaluare n-ar fi necesară. Eu, de exemplu, poftim, evaluați-mă pe mine dacă cineva îl interesează activitatea mea. Dar uitați-vă evaluarea, și am spus atunci, trebuie să fie prin prisma, nu... Ce vorbește nu știu cine, da, dar prin prisma competenței, un procuror general în codul de procedură penală și în legi privind la procuratură are o fișă de post, are niște competențe. În competența lui intră asta. Deci pe punctele astea să se fie făcută evaluare. Așa o să fie, înțeleg. Așa o să fie, sigur deci, că da. Dacă paradoxal sau nu, o să vedeți iarăși că dacă tot am vorbit de avizul Comisiei de la Veneția. Noi în lege am prevăzut posibilitatea ca ceea ce a spus dumneavoastră acum, în privința ce va fi evaluat, asta. Am zis să expună CSP-ul. Deci CSP-ul să facă o listă după a cerințelor față de care trebuie să fie evaluat procurorul general. Dar după mine nu este corect, pentru că competența procurorului stabilită în lege. Ce are CSP-ul să spui dacă este în lege? Competența președintelui Uniunii Avocaților. 1, 2, 3, 4, 5. Ce are CSP-ul sau Consiliul Uniunii spune? Da, evaluați-le ca...
iată, din direcția asta, care poate nu-i prevăzută în lege. Nu este, nu vorba trebuie despre CSP-ul asta. Nu este despre faptul că CSP-ul sau Parlamentul inventează anumite criterii. Dar cineva trebuie să aibă competența de a le pune pe foaie pentru ca să fie evaluat. Ele sunt în lege, copii, nu sunt în lege. Lege. Nu, vă explic eu. Deci nu sunt tocmai asta. Asta și-am vrut să vă spun să-l dați afară și amuia, deci inventați niște nebuni. Nu, uitați-vă, eu ca cetățean, încă o dată repet, mie trebuie să fie clar cum vrea să înțeleagă și domnul moderator și toți cetățenii. Când noi avem în lege, dacă deschideți internetul, eu chiar acum vă deschid și vă spun ce intră în competența procurorului general, ce are, ce atribuții are. Da. Păi iată pe aceste atribuții. De ce CSP-ul trebuie să stabilească ce, pe ce puncte sau pe ce criterii se evaluează dacă acestea sunt stabilite în atribuțiile procurorului? Și intră asta, noi să-l evaluăm pe o atribuție, pe ceva ce nu intră în atribuția lui? Nu, desigur că da, doar dumneavoastră știți foarte bine că aveți și dumneavoastră comisii de evaluare la avocatură. Știți foarte bine că procesul de evaluare nu înseamnă în sine doar a enumera anumite criterii după care este. Trebuie să fie și forma cum se evaluează și așa mai departe. Care, nu, procedura ce este, poate, procedura, da, asta e altă întrebare. Asta și atunci vă explic că noi am vrut să lăsăm pentru a nu interveni în acest sistem al procuraturii. Spune că iată, Parlamentul vrea să-l evalueze el pe procuror general. Nu, noi am vrut să lăsăm să curățăm CSM-ul și CSP-ul. CSP-ul să se ocupe de administrarea, auto-administrarea proceselor și respectiv ei se evaluează acest proces. Dar nu trebuie să fie CSP în procuratură în Dior, știi? Dați-mi voie, domnul Deacu. Acum, noi am prevăzut ca CSP-ul să coordoneze activitatea asta ca să nu fim noi învinuiți că politicul intervine în domeniul procuraturii. Deși, Comisia de la Veneția ce a spus? Era mai bine voi să prevedeți. Și vedeți cum suntem în situația. Da, situația în care noi, ca și... în deci... componența CSP-ului. Dar de ce? Nu este adevărat. Nu, deci membrii. Cine fac parte din CSP acum? Poftim? După legea nouă, ați văzut câți din CSP fac parte din partea procurorilor și câți sunt din partea politicilor? Haideți mergem într-o zonă așa. Eu vreau, domnule Diacu, ați încercat să-l telefonați pe domnul Stoianoglu, deci nu răspunde. Spun și vă repet încă o dată. Că, ia ca doamna Maia Sandu, președinte, a fost ales cu vot zdrobitor. Și eu socot, și eu am fost la Stoianoglu în birou și i-am spus, eu am fost la doamna Stamati, că doamna președinte are drept moral să aleagă procurorul general care-i conveni, că e trebuie să lucreze cu tot aparatul ăsta statului. Dar sunt multe criterii, că aici putem să vorbim ceasuri întregi. Și eu lucrul ăsta la Stoianoglu în birou i-am spus, băi, nu te vor, trebuie să pleci. El spune, dar eu lucrez cum fă-mi lege, eu că este obligațiune de servicii, este... cine poate să le evalueze? Dar ăsta tot e sub din deget. Dar cum credeți, care este responsabilitatea pentru faptul că Vyacheslav Platon a reușit să plece din Republica Moldova, domnului Stoianoglu? Spun și din Platon. Și eu socot că, nu vreau să spun să fiu eu, i-aș recomanda, doamne Maia Sandu, să iasă numai cinstit și așa, insistent, să iasă în fața poporului, spune, stimați concetățeni, iată, aici e procuratura asta. Eu mi-asum responsabilitatea și îl numesc pe grădinar, procuror general. Dar ăsta e un abuz. Nu mai este abuz. Asta e responsabilitate. Dar la noi azi în țară se joacă de democrație, dă-o tăți unul pe altul și tăți ia ca așa dimineață pe în sară, sușesc, cărnesc. Și nu-i de nimeni răspunsă. Asta, domnule grădinar? Acesta e populism curat, nu poate fi făcut ceea ce nu este conform legii. Dar procurorul general, odată numit... Eu am spus, nu odată. Noi ședem cu nasul în rășituri când s-a făcut CSP-ul. Vieți, ne-au făcut muzică, ne-au făcut concerte acolo. Dar când s-a întâmplat asta? Când era subcon. Păi da, acum e altă... Deci haideți să spunem simplu. Deci procurorul general este numit 7 ani de zile. Și noi ce facem? Îl numim și îl lăsăm să doarmă acolo în scaun, mă scuzați de expresie? El trebuie să îndeplinească anumite atribuții. În situația în care el nu și-a... Numata dacă dorm în Parlament, și nimic. Eu nu dorm în Parlament. Nu și dacă vă uitați peste raportul de activitate a fiecărui deputat, o să vedeți că nu dormim. Și câți deputați? Și aici doarme acolo și câți o vezi? Eu nu răspund pentru alți deputați, eu răspund în primul rând pentru mine. Și cred că fiecare trebuie să răspundă pentru el, inclusiv procurorul general. Dumneavoastră ați fost în sistem procuraturii. Și știți că și în sistem procuraturii, ca și în oricare sistem, există și oameni și mai așa și mai așa. Dar când ne uităm peste evaluarea acestora, uitați-vă, pe site oficial este, toți sunt cu calificativul foarte bine, excelent sau excelent. E deja dacă e foarte bine și nu deci excelent. Deci numai foarte bine și excelent, domnule. Și numai de niște vin și în avocatură. Da, e că toți ăștia sunt bravi, fraților. Nu e chiar așa. Vă zic că ia ca dumnealui a fost ales. Sunt, cum a spus el, niște puncte cu obligațiunile lui,
Și ea ca data viitoare, când o să ajungă, n-a să-l aleagă. Domnule Deacu, haideți să revenim la... Eu mergem într-o direcție nu hai, foarte hai. Corectă. Ce responsabilitate are domnul Soianoglu pentru faptul că Veaceslav Platon a plecat totuși la Londra și vedeți acum ce absolut se întâmplă? Absolut nicio responsabilitate. Absolut. Adică? Dar și treaba. Dar și... cum a fost posibil? Stați-o leacă. Înțelegeți? Stoianoglu a fost... cumpărat bilet. Stoianoglu a fost procuror general. Nu a cumpărat domnul Stoianoglu. Stoianoglu a fost procuror general. El și nu păză cine se duce, cine vine, nu le cumpăra bilete. Deci tot ce s-a întâmplat juridic, domnule Popescu, în acest raport a fost corect. Iată, aici stai populism. Uitați-vă. Toți îți iau cu părerea. Doar o singură, vă rog. Nu, des să lămuresc. Când s-a luat decizia, adică Stoianoglu a luat decizia pentru dânsul că să iei o hotărâre, să atașe decizia și hotărâre judecătorească, definitivă care era. Și el m-a sunat pe mine. În ordine asta... de revizuire. Da. M-a sunat și îmi spune. El cu două săptămâni înainte de asta m-a sunat. Cvan Gheorghe, și eu am studiat personal, am citit, e falsificat tot. În orice țară normală, dacă e falsificat dosarul penal și sentința e bazată pe materiale false, omul... Deci a acționat conform legii. Deci dumneavoastră afirmați că e ok, da? Dați-mi mai bine ca mine procedura. Dați termenul ăsta. Și eu i-am spus, ia că asta vreți voi să auziți de mine. Zic, Alexandru, eu sunt de acord și eu cât ceva tot știu. Fă, adresați-te cu revizuire și pune punct. Și asta a făcut. Și lasă judecătorii acolo. El a făcut o leacă mai mult. Ia că aici eu l-am rugat, nu fă. Procedural, domnule. El a mers procedural, el a mers până la capăt, legal. Ce l-ați rugat să nu facă și el a făcut? Eu nu vreau să comentez anumite acțiuni, pentru că eu sunt avocat, domnul Platon își are avocații lui, da. Domnul Stoianoglu își are avocații lui. Eu nu vreau să dau niște comentarii, dar eu îmi pun întrebarea acum nu ca avocat, dar ca cetățean. Dacă s-a constatat că au fost falsificate anumite dosare, nu are importanță în privința cui. Iar pun întrebarea, ce s-a întâmplat mai departe? Dacă domnul, cineva iese la tribună și spune că tot dosarul e fals, ce s-a întâmplat cu cel care a falsificat? Pentru că noi avem normă în codul penal cu privire la tragere ilegală, la răspundere penală, denunț că omnios, învinuire ilegală în săvârșirea unei infracțiuni și mai... Nu s-a întâmplat nimic. Deci, uitați-vă, că noi, credibilitatea care trebuie să fie, pentru că eu îmi pun întrebarea ca cetățean, încă o dată repet, nu ca avocat, că avocat eu am de comentat. Mai mult ca ce ține de procedură, vreau ca toți cetățenii să cunoască că există așa procedură în codul de procedură penală, cum este revizuirea. Da, există așa o normă care prevede că pe perioada examinării revizuirii poate fi suspendată executarea pedepsei și așa mai departe. Nimeni nu zice că asta a fost o încălcare. Este deci, prevăzut asta în lege. Este prevăzut. A fost. Deci, Nu, este prevăzut. Altă întrebare, că noi toți suntem avocați și nu numai avocați, eu vreau că nu doar avocații domnului în cauză să beneficieze de acea procedură legală. Și eu am clienți care nu-și clientul meu să-i fie suspendat pedeapsa pe perioada revizuirii. Dar nu știu de ce nu se întâmplă. Adică asta e situația. Păi da, domnul Popescu foarte corect a menționat două chestii. Două chestii aici trebuie. Unu, când se întâmplă revizuirea, ce trebuie să se întâmple după asta? Pentru că un om a fost condamnat și solicită revizuirea, înseamnă că există motive întemeiate. Unu, fie că judecătorul nu a judecat bine, corect cauza, fie dosarul, după cum a spus domnul Stoianoglu, a fost falsificat. Haideți să nu ducem cetățenii în eroare. Stați-o leac, mai sunt circumstanțe noi care au apărut, care sunt favoare, care nu-i vinovat domnul nici Deacov? Procurorul, nici judecătorul. S-au descoperit niște circumstanțe care nu s-au cunoscut atunci, care sunt în favoarea persoanei. Haideți să mergem la publicitate. Domnul Deacov, a spus. Da. Publicitatea e sfântă, da? După pauza de publicitate, inclusiv vom putea prelua apelurile de la telespectatori pe subiectul pe care îl discutăm astăzi, dacă justiția din Republica Moldova este liberă sau, cum zic cei din platou, este independentă. Discutăm după pauză. Este corect. Câte secrete se pot ascunde într-o cutie neagră? Crime, furturi, corupție, injustiție. Ce căutăm noi?
urme, amprente, probe, adevăr. Duminică, ora 19:45. Scoatem din cutia neagră cele mai tari investigații. Acest produs este recomandat procurorilor, judecătorilor, demnitarilor de stat și tuturor celor cu intoleranță la corupție. Ce se întâmplă în Chișinău? Nimeni nu se simte sigur în ziua de mâine. Nimeni nu știe exact că mâine în fața apartamentului sau caselui nu o să-i trăsnească un bloc de locuit, dacă o să încerci să treacă strada nu o să fie lovit de o mașină. Nimeni nu este sigur că dacă alege să folosească transport public, el va veni la timp. Nimeni nu este sigur că dacă alege să meargă cu bicicleta, va ajunge la destinație. Viu. Orașul Chișinău, cel de azi și cel de vis. Marți, la Efect 9.6. De la 22:30, doar la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. Dorin Galben vine la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Am revenit în platou, continuăm discuția. În următoarele clipe vom putea prelua apeluri de la dumneavoastră, de la telespectatori, dar paralel vom și continua discuția. Va apărea numărul de telefon pe ecran și totodată veți putea vedea rezultatele sondajului nostru de astăzi. Vă reamintesc că întrebarea este dacă justiția din Republica Moldova este liberă sau dependentă. Deci cumva cu sensul ăsta. Acum vreau să discutăm despre ce se întâmplă cu cei de la Londra. Cu siguranță ați văzut. Promolex a publicat astăzi cumva un material desfășurat și a explicat de ce Marea Britanie refuză extradarea cetățenilor Republicii Moldova și unul dintre motive e condițiile de detenție proaste și a violenței între deținuți. Și totodată mai sunt câteva explicații. Întrebarea asta înseamnă că nu vor fi extradați niciodată cei din Londra, de asta pleacă toți acolo? Există siguranța că vor fi protejați? Sistemul care este astăzi, inclusiv condițiile de detenție, desigur că ele sunt așa cum sunt, noi le-am moștenit așa cum sunt și sistemul drept încă este așa cum este, deși încercăm să-l modificăm. Și desigur, peste noapte mari schimbări nu o să fie. Pe termen lung, și guvernările precedente și cei care acum sunt astăzi în diasporă și acuză că nu pot fi extradați anume din acest motiv, au avut posibilitate, pentru că știți, probabil, de mult este un proiect de construcție a unui nou izolator care să fie, să corespundă tuturor cerințelor, astfel încât ei să fie bineveniți și în condiții bune să fie acolo. Da? Noi ne vom strădui acest proiect să fie implementat, astfel ca ei să vină și să fie deținuți în condiții corespunzătoare. Și voi trebuie să aveți grijă. Al doilea lucru care iarăși noi vrem să le garantăm este un proces echitabil. Cei ce n-au făcut ei până acum, vă amintiți probabil. Dar cum îl garantați? Da, păi cum? Încercăm? Echitabil. Păi iată cum. Ați văzut probabil că am început să curățăm sistemul procuraturii și al justiției și respectiv astfel încât să rămână în sistem doar cei care judecă conform cauzei. Și ne confirm. Nu înseamnă că este curățat. Păi sigur în ce măsură ei pot avea siguranța că vor veni aici în Republica Moldova și vor avea parte de o justiție corectă și nu vor fi interferințe a guvernării? În situația în care noi, cum v-am spus, oricum intervine procesul ăsta
asta de evaluare și mai devreme sau mai târziu o să ajungă la fiecare judecător și, desigur, cu, o să aibă posibilitatea să aibă un proces echitabil. Pentru că noi, spre deosebire de ei, noi nu ne ocupăm cu cei ce s-au ocupat ei. Ori vă amintiți, probabil, când era lista aceea de procurori și de judecători și cauze concrete, pentru care cauză, care judecător da, și procuror trebuia să primească exact. Guvernarea nu influențează deciziile judecătorilor. Noi nu dăm indicații, pentru că asta erau, pentru că ei cumva acuză că s-ar putea să nu fie o justiție corectă, altfel spus, că s-ar interveni politic. Am văzut declarațiile. Da. Aveți ceva acolo, dar haideți să preluăm un apel, după care ne spuneți ce aveți. Domnul Alexandru din Soroca, bună seara, ne auziți? Alo, bună seara, domnul Dorin. Da, spuneți, cunoașteți subiectul zilei de astăzi. Întrebarea este scurtă la domnul Popescu. Vă rog. M-am adresat la avocat, mi s-a spus, îmi dai 5.000 de lei, facem contract, îi spun, altfel nu spun o vorbă. Unde merg toți banii ăștia care e avocatul și procesul pierdut? Este caz concret la în Soroca. Eu o să-i scriu domnul Popescu petiție. Am înțeles întrebarea, dar dumneavoastră cum credeți? Justiția din Republica Moldova este liberă, independentă sau ba? Nu este liberă. E liberă. Ei fac și vor acolo. E foarte liberă. Am înțeles. Mulțumim, domnule Alexandru. Domnule Popescu, ați văzut întrebarea. Da, unde merg banii dacă avocatul pierde procesul? Conform legii, avocatul este sau are dreptul și este obligat să acorde asistență juridică calificată doar în baza unui contract. Avem recomandările de la Uniunea Avocaților. În baza recomandărilor, hai să spunem așa, un contract de 5.000 de lei ar fi un contract nu mare, să spunem așa, era cândva o prevedere minimă de 5.000 de lei. Acum sunt prevederi ca taxe orare de la 50 de euro pe oră chiar. Și vreau să ca cetățenii să înțeleagă, avocatul încasează onorariu pentru munca sa, pentru activitatea sa, pentru că apără cetățenul în instanța de judecată cu metode legale, prin metode legale. Nu avocatul, ce înseamnă că a pierdut dosarul? Avocatul va reprezentat în instanța de judecată. Dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumiți de hotărârea judecătorească, avocatul, împreună cu avocatul, o contestați la instanța ierarhiei superioare. E clar, dar nu avocatul decide, decide instanța. E clar. Deci pentru munca lui este remunerat, chiar păi dacă... Da, eu le spun cu domnului din Soroca, eu când închei contract cu avocatul, tot timpul spun, deci onorarul se achită pentru munca mea, pentru activitatea mea și eu îmi voi depune toată diligența, toată stăruința, conform legii, să aplic legea în așa mod, ca și instanța să o aplice așa corect în privința cetățeanului. Dar până la urmă decide instanța, nu decid eu. Domnul Ion din localitatea Gornoie este în legătură prin telefon. Bună seara, ne auziți? Bună seara. Cât de liberă și independentă este justiția din Republica Moldova, domnule Ion? Nu e liberă și nu e justiție. E bătaie de joc. De ce? Dar vreau să întreb pe Deacov. De ce el zice că Soinoglu e cinstit? Și l-a scos pe Platon din pușcărie, avea 18 ani, pe spinare. Și el a spus că e foarte cinstit om Platon. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, domnule Ion. Domnule Deacov, de ce spuneți că domnul Soianoglu este cinstit dacă a scos un om care avea 18 ani de stat? Așa zice domnul Ion. Haide. Dacă vreți să răspundeți bine, dacă nu, mergem mai departe. Soianoglu este un procuror profesionist și cum se cade, de o cum se cădenie rară și cinstit. Soianoglu a admis unele greșeli, care eu le știu, și poate unii oameni le cunosc, dar pentru așa greșeli, procurorul general nu se dă afară din funcție, nu se arestează, nu îi face dosar penal și așa mai departe. Eu un răspuns. Astea sunt chestii de serviciu. Dacă Platon a avut 18 ani, nu știu câți ani, ține de altceva. El a fost ilegal. Popescu, ce aveți acolo? Spuneți-ne ce e material. Deci noi totuși, eu le mulțumesc colegilor noștri avocați care chiar mi-au expediat închierea. Vreau să audă și domnul Grădinaru. Decizia Curții de Apel Chișinău, prin care a fost aplicat lui domnul Soianoglu liberare provizorie sub control judiciar. Eu cred că dacă mi-a expediat colegul meu această închiere, nu este una secretă, trebuie să fie și pe site-ul Curții de Apel. E publică. În punctul 3 este se interzice, da? Următoarele restricții. Și una din restricții la punctul 3 este să nu meargă în locuri anume stabilite. Două puncte.
organele procuraturii, locuri unde se desfășoară manifestații publice de orice natură, inclusiv locuri unde se petrec dezbateri publice, să are în vedere studioul, cred că, și unde, locuri unde se petrec comunicate publice, unde se dau comunicate publice. Păi eu cred că dacă vine sigur la unul... Unde este aici scris că nu are drept să comunice cu presa? Păi, haideți să fim sinceri, acolo unde sunt locurile, unde se petrec, unde dacă o telefonăm și discutăm, dacă stați o clip, dacă o telefonăm. Publice și... Nu, deci, nu, deci eu văd că aici nu este, domnule Popescu. Deci nu, eu am înțeles ce ați explicat, dar nu este prevăzut că nu are, are interdicție de a vorbi cu presa. Este. Da. Haideți să mai preluăm un apel telefonic, domnul Dumitru din Călăraș, după care continuăm discuția. Bună seara! Da, bună seara! Domnule Dumitru, Justiția din Republica Moldova este sau nu liberă? Eu ar spune că e prea independentă, că e nu mai ascultă de nimeni, faci și vrei e. Da. Cum ați ajuns la concluzia asta? Păi se vede de atâta vreme, de atâta ani, de zile, că de vrei, ce fel de independență vrei atunci când ne faci pe ce vrei. Vrei îl judică pe ușor, nu vrei, vrei faci ceva sau nu mai faci. Asta e chestia. Am înțeles, aveți vreo întrebare pentru cineva din platou? Da, eu am două întrebări, am să pentru domnul Stoianu, pentru, mă iertat, și pentru domnul Deacov, și pentru domnul Popescu. Domnul Popescu, dumneavoastră, a spus că organizația dumneavoastră este non-profit. Păi dacă atunci, dacă este non-profit, n-ar fi bine să ieșiți la niște proteste, să vedeți niște indemnizații, cumva, să vă puteți achita gazul, și așelante, așa de, dacă din sărășii trăiți. Am înțeles precizarea, domnule Popescu. Mențineți gândul și a doua întrebare pentru domnul Deacov. Domnul Deacov, dumneavoastră, ați spus în felul următor, că ca să ne fie clar pentru toți ascultătorii, pentru toți cetățeni ce spuneți dumneavoastră, noi chiar să știți că noi înțelegem ce spuneți dumneavoastră. Și lumea nu trebuie prostită, că noi vedem a cui interese dumneavoastră, chiar personal, le apărat aici și în studio și acui, nu prima acui, dată. Domnul Ion. Păi, care întrebare? Întrebarea spre și e că spuneți atunci că dumneavoastră că să fie clar pentru toată lumea ce vorbiți, să știți că nouă chiar nu-i clar. Am înțeles, e mai mult o precizare. Mulțumim foarte mult, domnule Dumitru, nu domnul Ion, că deja m-am zăpăcit eu. Haideți, domnul Popescu, de ce nu știți la proteste? Domnul Dumitru, când am spus că eu m-am referit la Uniunea Avocaților, pentru că Uniunea Avocaților are un sediu, are niște angajați, are niște salariați și însuși ca instituție Uniunea Avocaților, deci există din contribuțiile pe care le fac avocații. Noi nu primim indemnizații de la stat, să știți. Când am spus non-profit, n-am spus că avocații sunt non-profit în sine, adică fiecare avocat își deci câștigă existența din activitatea pe care o face, din onorarele pe care le primește. Dar Uniunea Avocaților ca entitate, ca instituție, deci există, deci își desfășoară activitatea din în contribuțiile făcute de avocați și nu primește nimic de la stat. Răspunsul este clar. Ați făcut o precizare la telefon cu cineva. Era vorba de ceea ce de colegul avocat, da, era vorba pentru, anume, da, s-a referit la punctul 3, pentru că sintagma care i-am dat citire anume prevede că să nu fie făcute conferințe publice. Păi da, dar prin telefon cu presa poate discuta domnul Stoianoglu, asta nimeni nu interzice, poate să intervină în direct. De aceea eu v-am rugat să-l telefonați și să vedem dacă dumneavoastră poate să discute cu dumneavoastră. Domnul Deacov a încercat să ia legătura și nu răspunde. Colegii au promis că îl întreabă la următoarea ședință de judecată. Domnule Deacov, interesele cui le apărați dumneavoastră? Ați văzut ce a zis domnul Dumitru din Călăraș, că este foarte clară retorica dumneavoastră. Dumnealui e supărut și eu trebuie să comentez. El singur a spus. N-am ce comenta. Deci nu apărați interesele nimănui? Eu sunt procuror de factură, eu apăr adevărul, dreptatea, cinstea, onoarea a mea, a procurorilor și a întregii societăți. Domnul Grigore, omul are dreptate. Domnul Grigore din Nisporeni este în legătură prin telefon. Să vedem ce crede despre cât de independentă este Justiția Republicii Moldova. Bună seara! Să știți, domnilor! Da, vă ascultăm! Justiția noastră e sub papucul lui Igor Fâsu și toți membrii lui. Asta o cunosc toți cetățenii.
Să spuneți, vă rog, domnilor avocați, cu cât mai mari greșeli au făcut Valerian Mânzat și șede și acum în detenție și niciunul din dumneavoastră nu a trebuit să fie eliberat. Eu mă refer la aceea. Cu cine e vinovat el ca Cafcaliuc, Șor, Platon și toți ceilalți? Asta e o întrebare retorică. Am înțeles. Pot să răspund această întrebare. Haideți să... În primul rând, domnul Mânzat, deci când spuneți cu ce mai vinovat, de ce este vinovat, este indicat în sentința de condamnare pentru ce este vinovat. Dar dumnealui este aparat de un coleg de-a nostru, tot este avocat și noi nu facem imixtiune în activitatea acestui coleg. Și nu putem să vă dăm detalii din dosar. Am înțeles. Eu vreau să fac încă o precizare, domnule Grădinaru. În Marea Britanie, justiția funcționează în baza precedentelor judiciare create. Deci există un precedent când un cetățean a fost extradat la solicitarea Republicii Moldova, cetățean al Republicii Moldova. Acum întrebarea. În ce măsură acest precedent ar putea fi valabil și pentru ceilalți dacă vor exista solicitări din partea Republicii Moldova ca să fie extradați? Este adevărat că este alt sistem de drept, dar extradarea se examinează nu în baza precedentelor, ci în baza materialelor care sunt prezentate pentru extradare. Ei, o bună parte din ei au plecat în Marea Britanie, tocmai pentru motivul că Marea Britanie este foarte vigilentă în examinarea cazurilor atunci când extradează cetățenii altor state. Deci ei se asigură că, într-adevăr, vor fi respectate toate drepturile constituționale ale celor care sunt extradați și, adesea, refuză acest lucru dacă nu sunt garantate respectarea tuturor drepturilor. Deci asta nu înseamnă faptul că ei se bazează pe precedent. Nu. Deci asta, cel mai important sau baza pentru care este acceptată sau este refuzată extradarea este cât de bine este argumentat dosarul și ceea ce urmează să se întâmple cu el atunci când revine în țară. Vedem rezultatele votării pe ecran. Până la final mai sunt câteva minute. 10% consideră că în Republica Moldova justiția este liberă sau independentă și 90% nu. Să vedem peste ceva timp. Haideți să vedem ce crede doamna Nina din Chișinău. Bună seara, ne auziți? Bună seara. Mă rog. Alo? Da, da. Alo? Bună seara. Domn Galben, justiția în Republica Moldova e zero și unități, procente. Păcat că sunt judecători, dar foarte puțini. V-am dat răspuns la prima întrebare. A doua întrebare. Dacă domn Popescu ar putea să mă primească, să-i dovedesc legalitatea avocaților, pentru că 10 ani stau în instanța de fond din cauza unor avocați care participă, care falsifică, certifică și influențează judecătorul. Dacă ar putea să mă primească, să-i dovedesc legalitatea avocaților. Ilegalitatea. Da, eu pot să vă primesc... Nu, dânsul a spus legalitatea. Că un avocat trebuie legal să apere un cetățean. Refuzați, mă rog, dacă mă primește. Păi, dar de ce nu refuzați serviciile acestor avocați? Nu, asta e avocatul Păritei. Din oficiu? Și iată din cauza unui avocat Păritei. Este avocat din oficiu? Nu, avocat. Nu, avocat. Deci, cred că acelea alte părți opuse. Am înțeles. Eu sunt reclamant, 13 ani neapăr ca orice cetățean un drept fundamental, dreptul de proprietate. Nu pot ajunge la capăt. Am înțeles, doamna Nina, mulțumim tare mult. Domnule Popescu, sunteți gata să o primiți pe doamna Nina? Uitați-vă, este vorba despre un proces contradictoriu. Și avocații aplică anumite tactici prevăzute de lege. Fiecare avocat, și avocatul doamnei Nina, și avocatul părții opuse, are drept să pună cereri, dar instanța este obligată să atenționeze toate părțile în proces, că există un termen rezonabil de examinare a cauzei și orice tergiversare urmează a fi sancționată din punct de vedere judiciar. Dar dacă considerați că anumite avocați comit niște, nu știu să zic, fapte care vin în contradicție cu codul deontologic al avocatului, pentru aceasta este Comisia pentru Etică și Disciplină din cadrul Uniunii Avocaților a Republicii Moldova, care este o comisie la fel, care activează în regim de autonomie și ar putea să se adreseze acolo. Da, ar putea să se adreseze la acolo. Domnul Ion din Chișinău este în legătură prin telefon. Să vedem ce crede despre starea justiției din Republica Moldova. Bună seara! Bună seara, domnul Diaz.
Și de domnul Diacu, toți ține că nu uite și nu spune nimic. Noi vă auzim foarte rău. Puteți să vorbiți mai tare, vă rog? Acum? Da, vorbiți, vă rog. Eu am problemă cu Procuratura Ciocana. Asta e o distrugere, e o bătaie de joc. Problema a făcut-o tot domnul Diacov, după cât îi cunoaștem noi, pentru că procurorii ăștia tineri, chiar dacă ei vor să lucreze ceva, sunt toți supuși la celui mai mare, până în ziua de astăzi în Procuratura Ciocană. Ce legătură are domnul Diacov? El a făcut acest sistem sau ce? Da, el nu a făcut, el acum de careva depresări în partea lui, dar istoria vă spune, că din spredință istoria că e bogată și are ce spune de urmă și... Eu niciodată nu spun în fața televizorului ce a făcut și ce are el. Am înțeles, dar care este întrebarea noastră? Nu că întrebare, vorbim de justiție. Aha. Toată problema în ceea că e distrus tot cadrul care e tânăr. Asta e toată problema. El nu face nimic timp ce a spus cel mai mare, ca Popa, ca Jomir, ca Ancheta, tete-i sub dinșii. Am înțeles, domnule Ion. Iată să vedem domnul Deacov ce spune. Deci așa funcționează procurorii tineri, se supun superiorilor și nu au dreptul de a hotărâ de sine stătător sau care este? Am înțeles eu corect? Tamam că mă procurorii au prea mult independență și... Parcă spuneți cu dezamăgire. Eu vreau să mă dau cu părere, dacă se poate spus așa. Noi când spunem că vrem să evaluăm procurorul general, pe de o parte, și avem pretenții de ce nu se examinează anumite dosare, da? De altă parte, noi spunem că justiția și procuratura trebuie să fie independentă. Și atunci, la noi, în articolul 52 prim, din Codul Procedurii Penale, ce ține de competența procurorului ierarhic, procurorul general, deci sunt niște chestiuni când înainte era expres prevăzut în lege că indicațiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorul ierarhic inferior. Dar aceste indicații puteau fi contestate. La ziua de azi, noi parcă ne luptăm. Noi vrem ca procurorul să ia decizia singur. Judecătorul, clar lucru, nu se discută, dar toți procuratorii este un sistem. Și când există un conducător în fruntea unui sistem, parcă noi vrem să-l auzim pe el de ce se întâmplă așa și parcă ar trebui să-și asume. Dar cum să-și asume anumite lucruri, responsabilități pentru anumite, neglijență în serviciu comisiei de subalterni. Dar dumnealor, conducătorii trebuie să vegheze ca să fie tot timpul. Dar așa se întâmplă lucrurile. Eu nu doresc nimănui în țara asta să ajungă pe mâna justiției moldovenești? Să mâna unor procurori tineri care se socot deștepți și autoștiitori și nu vreau că șeful superior să se uite și face el acolo. Și îi fac proști. Eu nu mă închipui. Iată, eu m-am dus nu de mult la pensie, dar eu vă spun deschis. Cum așa? La mine să iei cineva decizie și eu să nu știu. Dar nu a fost așa. Dar n-au libertatea asta, n-au... Au libertatea de a lua decizii, dar eu trebuie să știu ce a luat el acolo. Domn Deacov, eu cred că telespectatorii care ne vorbesc despre altceva. Și ei știu foarte bine ceea ce știm și noi. Din păcate, până acum, justiția funcționa nu chiar așa, cum spuneți dumneavoastră. Și nu erau recomandări sau nu știu ce, dar erau indicații exprese. Pe dosarul ăsta aici așa, pe ăsta așa, pe ăsta așa. Am văzut la televizor... Cât am fost eu procurorul capitalii, mă, ta, pot să aduci voi exemplu. Eu nu pe dumneavoastră vă învinuiesc personal, dar vă spun cum este. Și oamenii văd asta, și oamenii simt asta, oamenii au trecut prin dosare, și oamenii vorbesc din ceea ce au trăit ei. Eu vorbesc de mine. Vorbiți, de acord, dar dumneavoastră vorbiți acum despre ceea ce știți dumneavoastră la municipiul Chișinău atunci când activați, iar oamenii vorbesc de ceea ce ei au trăit. Haideți să vedem ce zic oamenii de la nordul Republicii Moldova, ultimul apel și după aia facem concluziile. Domnul Victor de la Ocnița, după aia concretizarea dumneavoastră, domnule Popescu. Bună seara, ne auziți? Da, da, vă aud. Eu am vrut domnul Popescu să-i dau așa o întrebare. El știe de triunghiulnicul justiției? Ce? Triunghiulnicul care? Justiție. Justiție. Așa. Nu triunghiulnicul justiției. L-am văzut în film. Avocatul, judecătorul și procurorul. Așa. Se numește triunghiulnic. Așa. Și ochiul nijlu. Și care este întrebarea sau precizarea? Domnule Victor. Dacă știi dumneavoastră de asta, eu m-am avut un accident de avarie, am schimbat patru avocați. Și ce s-a întâmplat?
Și n-am putut scoate în cap 6 ani jumate, m-am judecat și n-am scos în cap, trebuie să mă lepadau, trebuie să fiu eu, e ugonic. Cine plătește mai mult așa la câștigă? Și domnule Victor, cum credeți, avocat, este liberă sau nu justiția din Republica Moldova la etapa actuală? Nu e liberă. Nu e liberă. Am înțeles, mulțumim, la revedere, o seară frumoasă. Domnule Popescu, vă rog. Important că aveți libertatea de a alege avocatul, de a avea un avocat ales, deci dreptul de a avea un avocat ales. Eu în contextul în care vorbește domnul Grădinaru și de la ce am pornit această emisiune, când eu spuneam că mi-i stranie graba cu care se aprobă aceste garanții, să introduc niște norme, să exclud și așa mai departe, nu vreau, deci intuiesc, dar nu vreau ca să asistăm la ultimul timp, nu mi-aș dori să asistăm la ultimul timp, dar intuiesc că ar putea să fie așa, La anumite rețineri, mai în masă, să spunem așa, la care ar putea fi, hai să spunem așa, cumva atribuiți și avocații. Am înțeles. De ce eu este frică asta? Noi și noi nu că este o frică. Eu vreau ca, dacă noi vorbim despre independență, când cineva spune că, uite, până acum se dădea indicații, dar de azi înainte nu-ți mai dau indicații. Am înțeles, domnule Popescu, mulțumesc tare mult. Haideți să vedem rezultatele televotingului de astăzi. Întrebarea suna în felul următor. Justiția din Republica Moldova este liberă, bară, zicem noi, independentă. Deci 9% consideră că da, 91% consideră că nu. Aveți de lucru, domnule Grădinaru, la acest capitol. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim tare mult pentru voturile dumneavoastră. Vă mulțumim inclusiv celor care ați telefonat. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați acceptat să veniți la noi în platou. Mai aveam aspecte, dar deja le lăsăm pentru data viitoare. Și încă un lucru extrem de important, SMS votingul sau televotingul nu este un sondaj sociologic, acest serviciu este asigurat de o companie privată, iar regulamentul integral îl puteți vedea pe pagina Freedom de pe Facebook. Vă mulțumim tare mult pentru atenție, vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00.